România e în top 3 european ca și piață de cripto. Ai idee, măcar pe unde? Câteva miliarde. Nu, mult mai euro. Da. Să ai o jumătate tablou, continuarea tabloului, partea stângă, partea dreaptă sau completarea lui să fie NFT-ul digital. Punându-le la oaltă, ele creează astfel încât, dar el și în sine, tabloul e tablou, poți să-l iei, NFT-ul e NFT, dar împreună ar putea crea o chestie. Ăsta nu există. Tu ai putea face un podcast săptămânal în care doar să vorbești, doar să trebuie cineva, trebuie un civil ca mine care să te strânească. Nu cred că atât de des la Stakeboard. Faci la Stakeboard asta, vorbești? Doar invitații. Vlad este host acolo, partenerul meu de la Stakeboard, el e host. Băi, nu știu, crezi că ar trebui să o faci mai des și să o faci cu civil? Eu asta cred, nu știu cât de bun ești discuțiile alea. Cu Delia, neapărat, din punctul meu de vedere, asta ar fi... Vrei să facem un podcast noi doi? Doar de asta, mega profi, nu știu ce, adică să nu fie cum te aștepta cu, ei, și ce ai mâncat, ce, că nici noi, v-ați văzut că nu v-am chemat aici să vă întrebăm, nu știu, cum stați acasă la televizor, în stânga tu și în dreapta tu, la ce vă uitați? Am înțeles, să fie mai... Să aibă cele două perspective, adică ai perspectiva omului care e ultra pasionat de treaba asta. Da, și de partea asta n-ai nicio perspectivă. Nu ai. Ai perspectivă. E că eu sunt gen... Eu dacă nu o faci tu, eu aș putea să o fac eu, pentru că perspectiva civilului care întreabă. Nu te mai băga tu în toate, lasă, Delia trebuie să fie. Vrei să faci podcast și cu el, asta e, mai trebuia podcast. Tu ai perspectiva omului pur, știi, care într-un fel vede treaba asta și o ia, știi... Puritatea aia profană care e senzațională, adică niște discuții de cripto unde tu ai pune niște întrebări pe care le-ar pune oricine. Băi, care totuși auzi câte ceva, cunoaște câte ceva, dar vrea să înțeleagă mult mai mult de atât, adică acolo s-ar face diferența, știi, adică... Sunt convinsă că dacă aș sta mai mult timp și pe lângă ce aud toată ziua, că la un moment dat încep să devină fundal sonor, că nu mai pot, adică nu le aud și m-am obișnuit să aud termeni, chestii, cuvinte noi, știi? Și nu mă mai implic în ele cum m-am implicat la început, când era ceva nou, pentru că m-am obișnuit cu ideea, cumva m-am învățat cu situații, nu mă mai aud. Da, așa, te auzi în microfon, da. Dar e amazing ce face și e amazing că e atât de implicat și că e atât de pasionat de treaba asta și că e... Amazing și nu-i nevoie să fac și eu asta, că asta nu mă pricep, adică chiar nu am nicio legătură cu asta. Și să se apuce și Răzvan de cântat. Crezi că treaba asta ar putea la un moment dat să conflicteze cu, efectiv ca program, cu manageriatul de lui? Adică la un moment dat să fie, sincer, ce ai spus tu, o să fie, dacă se întâmplă, ar fi un boom atât de mare încât nu cred că, adică pur și simplu, dacă ar deveni capitala cripto undeva în România, bănuiesc că asta te-ar... Se descurcă de ea și fără tour manager. Găsește el o soluție, nu e problemă. A fost tour manager. Asta spun, a fost niciodată tour manager. A fost acolo într-o de două direcții și după aia are echipă. Nu a fost tour manager, că nu mergea în concerte. Uite, și... Nu muncea, bă, ea și conducea, ea era și tour manager. Nu are numărul meu de ore în dubă. Îmi place să cred că, uite, și Vintage-ul a funcționat și când nu mai mergeam eu atât de des acolo. Mi se pare că și băieții de la Global funcționează foarte bine și fără Răzvan Munteanu și își fac treaba. Eu sunt convins că în momentul de față, și aici înseamnă de fapt, dacă este să zici, bă, te-ai ocupat bine în momentul în care funcționează și fără tine, adică să meargă lucrurile. Și eu cred că în momentul de față proiectul Delia nu are reală nevoie de Răzvan Munteanu. Mi-ar place să cred asta. Și eu zic, adică maxim dacă ai vreo idee vreodată, o direcție, ce ar fi să facem asta, un concept, ceva pe care să-l implementeze. Dar lumile se combină aici. Adică de asta zic, cred că vom vedea în tot ceea ce se va întâmpla acum, inclusiv și muzical, o îmbinare asta între tehnologie, lucruri noi care apar aici, atât la spectacole, cât și în muzică, cât și în partea asta cu NFT-urile. O să mă NFT-zeze, asta o să fie. O să te NFT-zeze, da, jur. Ce poți să facă? Că... Nu mai are ce să-ți facă. Dar face cu ideea, lui originală. Păstrează jumate. Te împăiază. Jumate, da. Te împăiază și te vinde așa. Doar jumate. Păstrează jumate varianta așa și cealaltă și NFT. Adică ca să... E varianta. Care e jumătate? Ideea ei.
A, că tu zici așa, da. Ideea e să o tai, mă gândeam că poate așa. Let me NFT you. Da, da. Ai vândut primul NFT, cât ai vândut NFT-ul? Like, I don't know. Băi, nu știi cât ai încasat? Trei eteri, cum ar veni acum 12, 13. L-ai vândut în Ethereum? Așa, da, așa se vând. A, da? Am crezut că vinzi în lei. Nu, în Ether. L-ai vândut bine în Ethereum. Eu nu știam ce contracte am la Umor și la X-Factor, nu știam ce bani au. Nu știi nici acum? În continuare nu știu. Da, știi, adică tu? Eram... Tu știi? Eu știu, că eu le negociez. Cineva trebuie să știe. Cumva, adică ar fi dubit. Nu, mă gândesc că eu le știu, le țin minte, eu țin minte. Nu, eu țin minte cifre, țin minte. Ok. Negociezi în Ether? Băi, mi-ar plăcea. Cum fac ăia la în America, nu? La basket. Au început să și Messi are cred că jumate din salariu în cripto. X-Factor sau ai umor? Jumate din salariu? Mm-hmm. Sunt două povești total diferite. Într-unul sunt... Dacă trebuie să renunți la una, și păstrezi una, nu știu. N-aș renunța la ambele, dacă ar trebui să renunț. Da, nu, de ce? N-ai adică zici, bă, ai mai puțin TV, să fac doar una din două. Nu există. Ori fac ce am făcut, ori nu m-aș retrage din niciuna cumva pentru că sunt legată de ambele. Ok. Înțelegi? Acolo e o chestie care e legată strict de muzică mai dragă, și de, mai... de ce pot să... Cred eu că pot să învăț pe cineva și de spiritul meu de, nu știu... Mie îmi place mult ai umor, dacă mă întrebați. Și dacă nu mă întrebați, tot ai umor. Mai adică sunt fan ai umor, mă uit la umor, îmi place foarte mult, e o emisiune... Dar mă, normal că îți place mai mult să râzi și îți place mai mult... Nu, că mie îmi place mai mult că e un concept, îl consider un concept original, adică asta îmi place că a plecat de aici și este asta... Este mult mai puțin poleit, este mult mai rough, este mult mai rau, dacă vrei. Da. Asta e, legătura e mai adevărat noi, între jurați, tocmai pentru că e mai chimia brut. Aia este una reală, da. Și nu e nimic și s-a lăsat mult mai mult mai și organic. A pornit într-o formulă și în continuare e aceeași formulă, nu s-a schimbat juriul, n-a venit mâine. Dar în TV ai face altceva? Adică te-ai uitat la vreun format și aici, de afară, nu de la noi, că la noi n-ai ce să mai faci. Nu, eu sunt în momentul în care aș face cât mai puține. Ah, ok. By default, aș face cât mai puține și da, nu, dar înțeleg mi-aș asta. Lua timp pentru mine cât mai mult și l-aș ce faci, să faci stoarce tot. Timpul ăla exact cu ce vreau să fac și cu ce vreau să-mi bucur inimioara. Nu știu, aș cuceri munți, m-aș plimba în toată lumea, nu... Timp personal, adică ai renunțat la... Da, pentru că vreau să trăiesc viața frumoasă, adică am muncit extrem de mult de copil, muncesc în continuare, dar cu ajutorul acestei... Între ghilimele, cu ajutorul acestei pandemii, mi-am dat seama cum e să fiu om normal și e plăcut să fiu om normal. E plăcut să stai acasă și să ai o rutină, e plăcut să dormi acasă în patul tău, e plăcut să mănânci mâncare caldă și nu de prin benzinării. E plăcut să ai o rutină normală și sănătoasă, știi? E cumva cum începusem, i-a cucerit toate vârfurile alea, adică nici nu mai e challenge-ul ăla. De ce? Adică ce să... Poate să fie orgoliu ăla, că nu vrei tu să, știi? Nu, și... Eu vreau să fiu tot timpul. Dar până la urmă n-avea cum să ajungă în punctul ăsta dacă nu avea o plăcere imensă făcând asta, adică nu ajungi doar că... Asta te și duce mai departe, știi? Doar că la un moment dat probabil că toate minusurile care vin pentru a ajunge la lucrurile astea sunt mai mari și ai nevoie să... Nu ai cum să înțelegi rutina prin care trecem și vorbesc și nu, ca artist de succes, că mă refer, adică de succes faptul că ești chemat în țară prin turnee și ești ocupat tot timpul anului, ți... Păi te subrejește? Cum e? Te subrejește, da. Exact, te stoarce. N-ai cum să fii ok la infinit. N-ai cum. Omul nu e construit să stea în mașină așa. Nu ești construit să stai... Nu ești construit. Este, nu, și nu e, n-are cum să fii... Dar să-ți iei o carieră pe long term, sunt o grămadă care au făcut-o de la Madonna, Cher, adică au ținut o carieră. Puțin, dar la ei... E altfel sistemul. E altfel sistemul. Ei nu aleargă fiecare săptămână ca bezmetici în toată țara. Păi asta ei spun, că poate mai tai din concertele pe la cluburi sau pe la nu știu ce. Asta și rămâi cu niște chestii mai clare, este mai rare, cât îți permiți. Este o industrie mai mică, nu prea ai din ce să tai. Dacă vrei să-ți ajuți echipa. Pentru că nu e vorba doar de tine în momentul în care ești. Asta e problema. E vorba, da, de o echipă pe care o ții în spate, de la tehnici, tour manager, formație, backing, să zicem, da, dansatori pentru anumite proiecte, regizori, oameni implicați care așteaptă. Da, care vor și meciuri în picioare, nu vor doar să fie plătiți. Bă, vă plătești și vă țin așa. Bă, ok, dar nu cântăm decât de două ori pe an la două concerte exact mari.
Afară mi se pare mișto dacă s-ar putea face și la noi așa, știi? Adică ei sunt un an de zile în turneu, dar sunt forța acolo, adică ei sunt antrenați în chestia asta, fac turneu și le iese din ce în ce mai bine, 100 de concerte într-un an, după aia un an pauză, vacanțe, un an. Să zicem așa, după aia un an studio, dar tu ești tot timpul în studio, adică intri în modul ăsta de studio, hai să creăm albumul următor, apoi scot albumul și apoi începe iar turneul. E un ciclu. Atâta la 4 ani, zici tu că... 3-4 ani, depinde de artist. Pe când la noi, astăzi faci turneu, mâine ești în studio, poi mâine ai 2 zile de vacanță, te întorci, filmezi, filmări, săptămâni, iar filmezi o reclamă, nu poți să te concentrezi pe ceva. Nu e un program foarte... Nu e sănătos. Încerc să zic și nu e nicio victimizare, îți spun doar că am observat că nu e sănătos pentru nimeni. Da, și îți permiți să nu o faci, îți permiți să ai doar sala Palatului și încă 3 concerte bine alese și bine, îți permiți. Eu am avut chestia asta cadou de la părinții mei, relaxare, banii pe care mi-au dat, asta a fost de fapt, știi că ce bani, ce ai făcut cu ei? Nu, asta am făcut, am fost relaxat să creez doar ce film am vrut eu, când am vrut eu, intru în ce proiect, unde am avut loc, unde m-am așa, dar am avut relaxarea asta, să nu zic, bă, mai trebuie să-l iau și pe ăsta pentru bani. Eu când am fost în Vlad și am fost datorită lui, că el mi-a scris rolul și așa mai departe, m-a și regizat, dar rolul l-a scris acolo, am fost pentru că mi-a plăcut cu proiectul, m-am dus în Vlad și am jucat în Vlad un sezon întreg. Pentru că mi-a plăcut. Dacă nu-mi plăce, nu era un payday, știi, adică nu era un... Libertatea de a alege. Libertatea de a, da, am făcut numai și o să fac de acum doar produse, mă rog, o să mă bag în proiecte, ca să zic proiecte, că-s filme, că-s cărți, cum am scris cărți, cu mafioți, cu toate nebunile pe care am avut în cap. Dar nu pentru bani. Ceea ce, tu poți să faci asta. Tu poți să faci câtă muzică pe an vrei. Exact. Și-ți decompus, mai scoți. De la o piesă pe an la 10 pe an, dacă simți. Da. Și de cântat. Adică n-ai nevoie a concert, trebuie să mă duc la concert. Da. Doar asta, trebuie să găsești o formulă cum ții formația, cum îl ții pe turc, cum îl ții pe copiii ăștia care sunt buni, i-ai făcut... Ok, în această perioadă și-au mai găsit fiecare mici business-uri, mici chestii de făcut, pentru că altfel n-ar fi supraviețuit nimeni. Gândește-te, și nu e vorba doar de trupa mea, e vorba de trupele tuturor. Ce fac oamenii ăia, din ce trăiesc? Da. 2 ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Da, da. Știu că a fost și scandalul ăla când ați făcut toți o petiție și, doamne, că ce, Delia, asta îi trebuie, ajutor de la stat, de la... Da, de fapt asta aveam nevoie, de bani ca să plec în Maldive, asta s-a înțeles, a fost foarte tare și mi-au plăcut foarte mult titlurile din ziare. Delia care stă într-un penthouse, a semnat într-o petiție că vrea ajutor. Dar îți dai seama, colegii ei, toți artiștii și toți instrumentiștii și toți tehnicienii, dacă n-ar fi semnat, cum ar fi interpretat ăștia? Cum e, Delia, că tu știi cum trăim noi, da, și ce se întâmplă pe noi? Și stai într-un penthouse și nu ai semnat? Da, și dacă nu semnam chestia, nu apărea niciun articol legat de treaba asta și nu se făcea nicio vulvă, știi? Pe de altă parte. Bine, oricum, din păcate, n-a ajutat la nimic. Nu, articolul negativ se crea, pentru că întâi erau câteva voci care explicau de ce e greșit că n-ai semnat petiția și apoi apărea un articol negativ cu Delia nu-i pasă. Adică articol negativ oricum se crea. Oricum faci, nu e ok. Articol negativ se crea. Da, dar dar stai într-un penthouse, nu? Adică să revenim la penthouse. Penthouse. Mai faci penthouse nu company? Am făcut. Sună ceva. Existăm. Da? Asta e o idee mișto de prezent. Dacă tot ai plecat de la penthouse, există penthouse. Dar există unde... Nu, hai să o scurtăm, că poate nu știu, poate nu vrei să spui, poate nu vrei să plictisim lumea cu penthouse company. Dar unde, adică te găsești numai pe Instagram, adică care e locul pe care lumea, pe Delia e clar, Instagram aia, ea oricum nu răspunde. Am Instagram. De mesaje. Am Instagram. Adică cum te poate găsi lumea să scrie, să te întrebe? Îmi scrie foarte multă lume și la Stakeboard. E cel mai bine să înscrie la Stakeboard și vin acolo toate. Nu mai scrieți, că are și treabă, adică mai are și treabă. Nu mai scrieți, că nu poate să vă ajute. Lăsați-o în pace, care și o familie. O treabă, mai mergem și noi pe undeva, păi lăsați. Avem o adresă de mail pe Stakeboard dedicată și chiar ne bucurăm că foarte mulți din colegii noștri, suntem cred că vreo 15-20 acum, au apărut și sunt chiar de o calitate foarte bună, au apărut scriind mail și mi se pare foarte tare cum au scris de 2-3-4 ori până când... Dar ce le-ați spune, că și de la tine vreau să fac, unui puși care vrea să facă asta, nu știu, e fascinat de, adică eu personal ca civil, să se bucure de viață. Orice mă întreabă, îi spun să se bucure de viață. Ce vrei să faci, mă, vrei să cânti? Mai gândește-te, du-te, bucură, joacă-te. Du-te și joacă-te. A, poate asta e bucuria lui. Ia-ți o bicicletă. Nu știe care e bucuria lui. Nu, ce să știe, dar în cripto, că eu în cripto nu văd decât dacă ai bani poți să intri în cripto. Adică cum să facă, dacă băiatul meu te-a ascultat aici și a zis: "Mamă, Victorul României e în cripto." Eu cum fac? Că n-am, are
300 de lei, toți banii. Cum? Adică ce face el să intre? Să învațe programare? Îți dai seama că cripto nu înseamnă numai investment, înseamnă și oameni care dezvoltă lucruri. Mi se pare că zona asta artistică este foarte tare, adică mulți oameni artiști și cred că și mâine am vreo două întâlniri cu artiști din zona asta de care vor să înceapă să creeze în partea de NFT. Se pot face foarte multe proiecte și acum nu mai ai nicio scuză, adică inclusiv asta că nu ai bani, dar sunt atâtea formule prin care poți fi finanțat. Chiar și cripto îți oferă această formulă. Dacă ai o idee, dacă începi să-ți construiești o echipă, gata, imediat se întâmplă. Nu mai ai scuze. Lumea, da. Și în muzică nu mai ai nicio scuză. Dacă ești foarte bun, te duci la X-Factor, te duci la Vocea României, câștigi X-Factor, câștigi Vocea României, imposibil să nu se mergi. Și ce se întâmplă dacă o câștigi? Și dacă ești... Că sunt puțini care au făcut ceva. Uite, totuși, Aristei a făcut ceva. Aristei era de din noi. A ajuns să juriu. E mare lucru. Hai, mă, că e lucru. Multe lucruri. La Aristei a fost o relansare, dar el exista. El exista, da, este săracul. E și o chestie aici, uite. Era, nu poți să zici că a părut de muncă. În altă galaxie. Vedete copii. Veniți în continuare și înscrieți-vă pentru că e o șansă. Adică ai șansa să n-ai nimic sau ai șansa să ai un concurs de talente, veniți. Hai să critic eu ceva aici, de exemplu, la X-Factor. La Vocea este foarte clar, Vocea premiază Vocea și nu întotdeauna Vocea va însemna artistul ăla de succes, pentru că artist de succes e un mix de factori, să treci scena, să se întâmple lucruri. De asta multe cumva ori și... ca definiție X-Factor e mai clar, adică îți trebuie cumulul de elemente. Da, dar și ei mi se pare că pică în această capcană câteodată, toți de acolo de la juriu, punând 99% accent pe Voce, știi? Necritice. Da. Zici? Da. Că de multe ori alții au criticat că vai, contează la X-Factor prea mult povestea din spate. E același lucru, povestea nu e, nu trece scena. Adică alo, da. Este același lucru. Sunt două emisiuni la două posturi diferite. Una se numește așa, una se numește așa. În ambele emisiuni se cântă, trebuie să cânți bine, că altfel n-ai ce să cauți acolo, altfel n-ai nicio șansă să câștigi. Toți care au câștigat au avut voci superbe. Foarte mult se mută de la un post la altul. Sunt care vin de la Voce și sunt care se duc de la X la Voce. Adică la X sunt două patent. Emisiuni la fel cu niște, cu ceva PR diferit. Mie, unii zic că e mai mult, mi se pare diferită. Am zis că nu e la fel. Adică X-ul ca și teză e diferită de exact. Conceptul e diferit. Nu cădem în capcana asta. Conceptul e diferit, basically sunt la fel. Sunt concursuri de talent. Asta am zis și eu, că sunt același lucru și toată lumea analizează Vocea. Dar în muzică, uite, om care a fost acolo, îți vă zice că nu e totul despre Voce, că altfel ăia de la opera ar fi toți extraordinare vedete. Da, erau niște copii, de exemplu, a fost un băiat. Ai dat un exemplu. A fost un băiat pe care încerca să mă ajutați voi să spuneți, îmi plăcea foarte mult, rocker așa, foarte frumos și el, cu părul lung, cu inel. Alex Mațaev. Așa. Uite, ăla mie mi se părea că e băiatul care dacă n-a câștigat X-Factor, ăla trebuia să ia cineva să-l semneze și să. Eu m-am văzut de câteva ori. În anul cu Aristei și au fost rivali. Neck, da. Și eu după aia m-am văzut cu Alex. Îl consider pe Aristei o voce mai bună. Un nu știu cum să spun, performer muzician, este mult mai echilibrat și mult mai efectiv muzician, adică băiatul ăla cântă la instrument, adică se vede, e un fel de Delia, știi, adică bă, cântă și la instrument, aia a studiat, se vede. Dar Mațaev, ăla era superstar, ăla era rockstar. Și eu am gândit ca tine, dai seama că rockstar. Primul pe care l-am sunat și m-am văzut de vreo 2-3 ori cu Alex. Am zis că Aristei e mult mai bun muzician, dar ăla era depus pe aia, cu popcola în mână. Alex avea șansa pe care, uite, de exemplu, are The Motans acum, fiind tot așa un basarabean, nu știu ce, și cred că avea o șansă mult mai bună atunci. Păcat că nu Motans Aristei. Motans e Aristei. Motans e talent, e muzician, e bun, e textier. E mai bine, era mai Motans, bine la Alex. Dar Motans, dacă te uiți la el, n-ai zice că e rockstar. Motans e atât de bun, încât nu poate fi oprit. Dar el n-are X-Factor, era born to be a rockstar. În muzică e unul din regretele mele, că eu m-am văzut cu băiatul ăsta și am simțit extraordinar că ar putea să fie acolo. M-am văzut de vreo 2-3 ori cu el și am tot povestit. Undeva nu a... Din regretele. Păi da, eu cred că ăsta putea să fie... Da, și eu cred. Ne-am mai văzut așa cu oameni care... Ăla era de făcut o poveste. Da. Cânta ok, nu ca Aristei, nu ca Motanu. Evident, X-Factor îți oferă această posibilitate a expunerii. Gratuit.
știi? Da, da. Adică unde poate ai plăti, nu știu cât ți-ar plăti. 100%. La emisiuni, băgați-mă. Și uite, nu, acolo vii și doi tâmpiți ca mine și ca Răzvan, noi ne-am gândit la băiatul ăla. Adică ne uitam și ziceam, pă, uite, el a și încercat să-l semneze, să facă ceva cu el. Adică ai șansa ca niște producători sau zici, uite, nu că aș fi eu un producător de muzică, dar să stai și să uite și că, bă, poate băiatul ăsta. Adică, sau fata asta, sau hai că de aici, uite, ia e. Ia e. Și nu trebuie neapărat să câștige, da. Pentru că, de exemplu, Ristei, dacă lipsește ceva, eu sunt foarte, adică sunt fan așa, conținut îi trebuie. Că el așa... Nu are melodii, n-are... N-are una să fi rupt. N-are una să fi spart. El așa e extraordinar. Eu l-am văzut în foarte... L-ai văzut, nu? Am văzut în foarte multe concerte. Cover-ul, după cover-ul, și extraordinar, e extraordinar. Îți face o seară de... Are piesă cu orice... Vescan? La sus, cu Vescan, aia e una singură. Sunt. Da. Știi ce? Uite, că îți mai dau așa aia din... Aia e singura cunoscută și nici aia era... Nu știu, nu cred, a fost un super hit? Nu știu. A fost ok. Îți dau așa un pic din bucătăria internă a analizelor. Dacă la fete mai merge să nu compui și sunt... Sunt care că nu compun, da, și sunt la un nivel de foarte înalt. Deci în afară de Delia, excludem pe Delia care compune. Sunt foarte multe care au succes și nu compun. La băieți n-ai nicio șansă. Și luăm la rând, de la Tudor Chirilă, Dan Bitman, Smiley. Ce Ristei nu compune? Ristei muzician, adică nu știu, trebuie să fii și un bun la băiat trebuie să fii și bun compozitor. Adică la femei este ok să... Cum adică un bun compozitor? El compune sau nu, Ristei? Compune, nu știu, măi, compune, dar nu e la fel cât e de voce de bună, nu e la fel de compozitor de bun. Da, știi? Trebuie să fii bun. Smiley compune. Și atunci Motanu, care e sub Ristei ca voce, știi, și ca tot, Motanu compune și face el, da. Și... Carlos compune. E vorba de vibe-ul pe care l-ai ca artist, de touch-ul tău personal. E foarte important ca tu să scrii rândurile alea. Nu zic că e obligatoriu și că nu se poate altfel. Că au existat și sunt mulți artiști care nu scriu. Dar e, cum să zic, e... Unul la mână, ai altă satisfacție și altă împlinire în momentul în care oamenii îți cântă vorbele tale pe care tu le-ai gândit, ai avut o stare, le-ai scris în seara aia, gândit-o la ceva. Altfel te simți când îți auzi gândurile la radio. Tu înțelegi? Îți auzi parte din tine la radio. Este ce ai spus tu. Nu ți-a scris nimeni versul ăla. Știu al ce tău. Zici. Dar tu o perioadă, eu am compus la prima piesă la care am compus. În primul rând am compus foarte multe piese, dar nu știam pe vremea aia că trebuie să-mi cer drepturile. Vorbesc de copilărie, de adolescență, da. Nu știam că trebuie să mă duc să mă înscriu, deci nu știam că trebuie să-mi scriu. Vezi că aici eu am dat brijul ăsta sau refrenul. Trece-mă. Nu, eram... Cântăm? Concerte? Uhu, ce bine e! Dar bar n-aveam, nu știam. Ah, ok, eu aveam impresia că o perioadă mai mult ai... cumpăra sau primi piese, whatever, și la un moment, de la o perioadă încoace de câțiva ani buni, doar compui, adică nu mai văd nimic care să nu fie by Delia, cumva. E corect și nu, într-adevăr, de o perioadă apar doar cele scrise de mine, exclusiv. Asta zic. Dar până să apară astea, am scris la piese, dar nu s-a știut că sunt, știi, scrise. Ai scris ceva din NND? La NND... E destul de vechi ca istorie, ca să-mi dau seama, dar știu că mi se cânta linia melodică într-o formă sau alta de Nic, care nu știa note muzicale, adică okay. Nu putea să mi-o cânte foarte accurate, foarte corect. O cânta, înțelegeam direcția și o cântam în felul meu și zicea așa, sau nu așa, nu, schimbă, înapoi, cum făcuse mai devreme, adică era așa pipăite, înțelegi? Și apoi o scriai după ce... Apoi mai târziu, când am lansat, cred că primul album solo, când am ieșit din NND, la Parfum de Fericire am scris și la tot albumul ăla. Albumul se numea Parfum de Fericire. Eu am scris versuri acolo. Parfum de Fericire scris de tine? Este scris și de mine. Am fost mai mulți compozitori acolo. Și nu te-ai trecut? Nu știu, trebuie să mă uit pe ăla, eu cred că nu m-am trecut. Pentru okay. că nu se vorbea despre asta, nu era ca o chestie, știi, nu făcea parte din, nu știu, te duceai la Teo în emisiune și am lansat piesă nouă, nu te întreba nimeni, ai scris piesa, are legătură cu trăirea ta, nu era așa, știi, era totul mult mai, am venit, am cântat să vară clipul, mult mai simplu, știi, și mi-am dat seama că am foarte mult, foarte mult adunat și că pot să scriu și să le pun pe foaie foarte multe chestii, foarte multe trăiri, experiențe, nu știu, imaginație. Și atunci mi-am luat avânt și... De câți ani scrii aproape exclusiv tot ce
iese? De vreo 6, 7? Nu, mai mult de la. Eu am rămas impresionat de când a început Delia să scrie. De la africana, de la 2 în 1. Da, da, 2 în 1 cu vendea acum ha. Da, okay. Da, 10. Doar pentru tine, aduți aminte. Da. Piesa doar pentru tine. Da. De acum mare mai mult de 10 ani. Deci nu, sunt 6 ani. It's a long story. Scrie foarte mult timp. Dar ai dintre preferatele mele, știi asta. N-am stat să trâmbițesc foarte mult, știu că îți place mult. Da. N-am stat să trâmbițesc foarte mult treaba asta, nu mi s-a părut. Cine m-a făcut o mare a fost de tine. Tot, versuri, tot. A fost niște din astea, niște creații ale tale care... Mă, des, Pablito. Ai putea separa lucrurile astea? Te-ai vedea vreodată să separi, să zici, gata, uite, acum, uite, mă duc în... Îmi trăiesc viața așa cum am vrut și în același timp mă gândesc și fac doar compoziție pentru alții, adică să... Mi s-a întâmplat să vreau să fac compoziții pentru alții, am scris piese și am zis, fredonam piesa, că o trag ghid cu vocea mea, o fac acasă la pian, o cânt să văd cum sună și o gândisem oricum pentru mine, nu o gândisem pentru altcineva și am zis, bă, piesa asta îi s-ar potrivi X lui X lui Y, dar... E bună piesa, rău, e normal, piesa, e normal, te îndrăgostești. Este bună, vreau să o cânt. Știi, și nu-ți vine să o dai. Trebuie normal. Să fii... Eu am scris filme și totdeauna am distribuit. Există oameni mulți pe care știu care ar fi jucat un piciu mai bun în Miami Beach, dar nu puteam să, adică pentru mine era copilul meu, voiam să particip și eu la treaba aia, adică nu puteam să fiu... Nu, și singurul fel în care nu scriu la piese este singurul moment în care nu scriu e atunci când, nu știu, mă sună Smiley sau am o piesă deja gata. N-am nevoie decât să facem piesa. E piesa lui pe care dau refren sau ceva. Okay, și atunci da. n-am orgoliu activat. Dar în general, în momentul în care scrii piese și ai apucat să ai un succes și ai cucerit cu ele, nu te-ai mai întoarce la un scrie și mie versurile, pentru că nu știi să scrii mai bine decât scriu eu. Cumva, și nu, fără orgoliu, dar știu să-mi scriu mai bine experiențele decât ai putea să o faci tu. Adică n-are sens să o iau pe intermediari, știi? Dar spune-mi, te rog, că ceva ce loc... Tot un fel de... Adică dacă e băie, eu știu să exprim cel mai bine și știu cum îmi vin vocalele pe voce, știu ce terminații trebuie să aibă, știu cum, în ce armonie trebuie să fie piesa ca să îmi fie bine și să pot să o cânt în live foarte bine. Adică mă cunosc foarte bine, știi? Nu cred că te-am întrebat niciodată. Spune-mi, te rog, niște artiști din România și unii din afară pe care îi apreciez foarte tare. Uite, am o chestie foarte recentă. Ieri am fost la un concert Florin Salam. Amazing. Da, amazing. Florin Salam e foarte bun. Florin Salam e o forță. E o forță. E și o voce, dar și o forță. E tare. Nu, ca entertainer. Are X-Factor. Florin Salam are X-Factor pentru că e mult mai mult decât voce puternică și anduranță. Pentru că sunt convinsă că are anduranță, n-ar fi avut cum să reziste în industrie până în momentul ăsta. Da. Cântă probabil foarte multe ore, foarte multe zile pe săptămână. Da. Și simte bine publicul, adică e foarte important. Și se joacă foarte mult cu publicul, face niște chestii foarte... Acum nu știu dacă noi am fost un public special. Nu, are chestia dar asta. Dar cred că se întâmplă în general. Pentru mine a fost prima experiență de genul și mi-a plăcut. E prima oară când l-ai văzut pe Florin Salam live? Este prima oară când l-am văzut cântând și nu accidental sau nu ne-am intersectat. E prima dată când m-am dus, am plecat de acasă special să văd... Florin Salam live. Da. Am vrut să văd. Bun, deci... amazing. Improvizație. Îmi place, eu sunt... Ești un spectator bun la muzică? Sau ești... Sunt un spectator bun. Și critic. Sunt un spectator bun când îmi place foarte, foarte mult și când m-am deplasat de acasă pentru treaba aia. Dacă sunt un spectator accidental, nu sunt. Mă plictisesc, scot telefonul, ies din incintă, mai intru. Adică nu sunt... Și n-am răbdare și la concertele mari, cum mai mergem. N-am răbdare să fiu spectator, să stau. Mi se pare că tot procesul, nu știu, de a intra pe O2 Arena, la Beyoncé a durat foarte mult. Toate filtrele, toate, zic, doamne, doamne. Și da. Stau și mă gândesc, uite cât se chinuie copiii ăștia ca să-și vadă artiștii și cât, știi? Da. Și care tipul de experiență la noi, totuși mai prins cât un artist mare, cum este Delia, cum este Florin Salam, cum sunt niște artiști mari și pe care îi prinzi într-o atmosferă în care ai o masă, poți să bei ceva, adică mi se pare extraordinar. Acolo stai pe scaunul tău, te și gândești dacă am timp să iau o apă, n-am. Adică, băi, să-i vezi ce ne oferă Antoldu, ne oferă niște artiști foarte mari într-o atmosferă foarte frumoasă. Ce ne-au oferit cluburile din România au plătit pentru niște artiști mari, ok, majoritatea români, dar nu numai, și de afară, pe care i-am văzut până la Botocalului, o experiență extraordinară. Nu știu, au fost artiști mari de la, nu știu, 50 Cent, la orice, aduște de cluburi de la noi, păi, vedeai lângă masa ta și erai cu sticla de vodka în cazul meu.
Da. Așa, deci Florin el, Salam. Andra îmi place foarte mult, este și foarte iubită de oameni și este un artist care a știut să-și să se poziționeze cumva în tot acest timp. Loredana. Toate așa zisele tale rivale îți plac, de fapt. Da, da. Știu că nu e o chestie de asta, dar te-am văzut și în podcast la Măruță, când ai făcut Andra, a fost foarte drăguț. Da, da. Foarte drăguț. Îmi place Ștefan, da. Pentru că are așa... Ești un contract, trebuie să nominalizezi pe toți. Yeah. Nu, masa... e o chestie, mă cunoști, știi că nu... Glumesc. N-aș spune niciodată de cineva dacă n-aș crede. Are o aură de... Are o aură de artist pe care o, nu știu, intră în încăpere și ți se umple camera de aura lui, așa, știi? Aurie de artist. Are o chestie pe care mulți și din generația nouă nu au azi. Rockstar. Da, are o, superstar. Are ceva, se comportă într-un anume fel, vorbește okay. într-un anume fel, respiră într-un anume fel. El nu mănâncă la masajul lui. Da, ne-a așteptat până acum fost Florin Salam pentru adică restul erau convins cumva că îi apreciez pe ăștia de la cu care ești tu colegă. Și sunt multe voci. Antonia îmi place foarte mult ca voce, ca aspect, ca tot, ca timp. Și mie îmi place Antonia foarte Raluca mult. Raluca are o voce foarte bună, și Lora are o voce foarte bună. Raluca voce bună, Lora foarte bună. Foarte bună Lora. Și știi, o știi pe Lora din perioada când mai mergeam la Jax și când cânta la Jax acolo la pian, adică când cânta efectiv, luam microfonul și cântam la pian acolo, cântam. Uite, mie mi se pare interesant și îmi pare rău că nu l-am văzut. Acum a revenit Connector. Ah, Connector. Huge. Bine. Connector e foarte complex. E foarte bine și e un creier de producător. E un creier de producător. Are adică și un soi văd de boemie care, care îi face foarte și unul din cei mai buni rapper ca flow. Da, da. Uite, și tehnic chestie. E foarte bun. Tehnică și reggae și zi, Jamaican, ce vrei tu îți cântă. Are o ureche foarte bună. Și are ceva, cred că e iubibil, mie mi-e foarte drag așa. Pentru că e true. E true, da? Nu face frumos ca, ca pentru televizor sau ca pentru... Nu, e el. Makanake mi-a plăcut mie. Makanake iar e... True. 100%. Da. Da. Bine, și sunt mulți artiști care... Nu, cum să spun, Makanake n-are, mie nu-mi displace Makanake, dar nu duc mult, nu știu cum să spun, adică nu duc un concert de o oră jumate în Makanake, nu pot, știi? Bine. Adică eu de pot, asta... eu poți, pot, poți. Vai de mine ce mi-ar plăcea să-l văd. Păi stai, nu l-ai văzut la Vintage? Eu am fost la Vintage la Makanake. Eu n-am fost când a avut el, cred că eu am fost, cred că o dată sau de două ori l-am prins pe Makanake la Vintage și veneau niște... tineri de pe undeva, nu știu de unde ieșeau tinerii aia, veneau special pentru el, știau toate versurile, toate melodiile alea cele mai... Îmi place mai... Nane. Ok. Ne ducem într-o generație ușor mai... Îmi place Trap. Nane, îmi place... Kila? Îmi place Kila foarte mult, l-am auzit cântând un cover de la... Da. Angela Corina Chiriac. Corina Chiriac. Nu. Ba da. Corina Chiriac. Da. Corina Chiriac. Superb! Da. Trebuie să fac ceva asta mai cu trandafir, să nu mai știu cum se numește. Da, mă rog, o să mă amintesc. Dar foarte bun, l-am văzut și eu, știu ce zici. Da, foarte tare. Da. Și foarte multe proiecte din underground. Foarte multe proiecte din underground. Am un stil foarte ciudat de a descoperi și de a asculta muzică. Și de afară? Și mă duc random în toate direcțiile și în toate genurile. Și de afară e valabil. De afară îmi place foarte mult James Blake. Îți arăt, dacă vrei. Ok. E o muzică pe care o poți considera dacă nu te pasionează genul mai ambientală, dar nu e ambientală deloc. Adică e... Ok. Mamă, și sunt mulți. Beyoncé, știu că te-ai dus la concert, ești fană? Da, dar nu... Sunt fană, dar nu... Da, sunt fană, dar nu... Dacă mă întreabă cineva ce-ți place să asculti, adică nu... N-ai dau un top 10. Nu-mi dau play acasă la Beyoncé, adică... Nu. Și acolo probabil că experiența de concert e aia care... Asta e că cred că îi place acolo, ca pachet, ca show, ca tot ce organizează. Eu mă duc să văd, mă duc să ce se întâmplă, fenomenul, știi? Asta ca nu să te poți raporta, e amazing, vezi... este ceva... Da. Și Jay-Z care a intrat în Hall of Fame, ai văzut? Cel mai tare concert la care ai asistat vreodată? Jay-Z în ce Hall of Fame a intrat? L-au băgat acum. Cel mai tare concert la care am asistat vreodată, cred că a fost... Noi n-am fost la foarte multe concerte mainstream. N-am fost la foarte multe. De afară? Concerte. Da. Am fost odată la Billie Eilish, la Lola Palosa. Și era să ne calci în picioare. Cine? Niște copii. Ah, niște copii. Da, efectiv. Știi că se împing acolo, faca la Travis Scott. A, da? Faca la Travis Scott. Ați văzut ce a fost la Travis Scott acum? Nu, a fost interesant, dar mi-a plăcut Beyoncé. Nu mai știu ce turneu era. Ăsta cu Jay-Z? Ăsta cu Jay-Z. Da, dar de cunoscut? Ai cunoscut așa un artist mare? Nu, când am cântat în deschidere la Ariana... Cu Steve Aoki? Da, doar asta spun. Nu neapărat cu care ai fi colaborat. Poate într-un club la...
nu știu, undeva sau whatever, știi? Adică ai cunoscut așa un artist mare? Nu știu, ne-am întâlnit cu Stromae și mi-a fost rușine să vorbesc cu el. Eu sunt foarte awkward. Dar cu Steve ok ai vorbit? Dar nu, mi-era rușine. Am vorbit, dar mi-era rușine. Adică vreau să pun pe cineva. Uite, Stromae ne place, dar ne-a plăcut o perioadă foarte mult. Nu crede, mă, mi-e rușine să orice. Deci am chestia asta de... Nu m-am dus în nici... Eram mică și aș prefera să vorbească cineva din management și să... Adică nu sunt genul ăla, nu sunt. Eu nu m-aș duce să cer o poză, eu nu m-aș... Mi-e rușine. Mi-e rușine. Intru în pământ. Aha. Mi-e rușine. Așa sunt. Știu că tu ești pe genul ce ție nu-ți place, altul nu-i face și ne-ai zis că mai duci să-l mai terorizezi tu cu încă o poză, o mie poză pe ziua aia. Una la mână, doi la mână, mi-e rușinea asta pe care o am față de un... Nu știu de ce, de un star, știi? Om, e foarte drăguț. Okay. Eram curios dacă ai cunoscut pe cineva așa mare, cumva, pe care doar tu ai fi putut să cunoști și noi nu, uite. La ochii. Okay. Eu la ochii am fost și eu acolo, în față, da? Te-am și văzut. Nu, dar nicio rușine să cer poze, adică te duci la ochii. A fost foarte funny că a vrut el să facem pozele și filmările și toate chestiile, le-am făcut cu echipa lui, adică el avea cameraman și el l-a zis, facem poze, facem tare. Niște gifuri, facem și facem Aoki. Ok. Da, tare. Știi? Steve Aoki. Yeah, a fost tare senzația. Da, foarte tare, mi s-a părut un moment frumos. În general n-am emoții la concert. Ăla a fost un moment organizat de Netflix. Da. Și de aceea așa, vin cu întrebarea mea obsesivă. Când pe o când să un film? Da. Eu trebuie să scoate scenariu. Dacă mie îmi promite cineva că lucrul ăsta se întâmplă cumva într-un stil de filmări nu ăla pe care îl cunosc eu, în care stai șolă lui foarte mult și aștepți foarte mult. După... Ah, ok, da, am înțeles ce spui. Adică, dar scena ta, ai fi de acord, adică ești de acord să meargă și până la dubla 30 numai ca să iasă perfect, dar joi, nu să stai să aștepți pe acolo. Sunt implicată, ești implicat, nu, ești scena ta. Fizic, da, nu stai să aștepți între... Mă omoară la orele de filmare întotdeauna și atunci înseamnă filmări, că e videoclip sau că e X-Factor sau că e mor, mă omoară timpii ăia pe care îi stai. Știu. Nu se întâmplă nimic productiv. Te-ai și machiat, te-ai și făcut... Și ăia nu-s pregătat, n-au pus alea, nu s-au alea, nu s-au organizat. Bune, așa se întâmplă, da. Îți cade toată energia, ești fiert și începem. Când nu mai poți, începem. Eventual ai și mâncat ceva, știi, cât s-a făcut foame și după aia începem filmările și trebuie să fii fresh. În actorie se spune că noi suntem plătiți să așteptăm, nu să jucăm. De jucat, jucăm gratis. Nu mai poți să aștept. Adică, practic, plata aia, de ce ni se face plata the end of the day? Pentru că am făcut ceva ce am urât, să așteptăm. Pentru jucat am fi venit gratis. Dacă era doar de jucat, veneam și jucam 45 minute. Dar asta e invenția oamenilor care nu știu să se miște rapid și nu știu să fie practici. Da, deci bun, asta e bine că știu, am rezolvat. O să fac filme în care o să vii de acasă, pac, vii, îți faci treaba, pac. Și plecat. Vreau să joc, dacă aș face asta, vreau să fie ceva, ziceam eu în cap, aș vrea să fie ceva extrem. Extrem înseamnă... Pe contra-amploa. Adică trebuie să fii puțin în homeless. De contra-amploa. Acum, asta am intrat pe o zonă care ne interesează direct. Da. Adică extrem în sensul de rol... În sensul că pot să joc, cred că mi-ar plăcea să joc un om posedat. Adică sau nu, ceva dat în sens de emoții pe care posedat de diavol, posedat. Imaginează-ți, nu știu, un om care are niște probleme, posedat de răzvan. Păi, un om care are niște probleme. Vrei să te duci așa și... on the edge, Jared Leto style, așa. Jared Leto, da? Da. Totuși sunt artist la bază, adică, ceva, da, o homeless, o drogată, o prostituată, ceva total diferit de, știi? De... Nu m-aș duce pe prostituată pentru că suntem, trăim în... No, nu cred că te gândești la asta. Ba da! Adică efectiv dacă tu te-ai pune în ciorap de aia cu plasă și tocuri într-un și nu știu ce. Nu m-aș pune în porjartiere. Lumea, tu te gândești că lumea ar interpreta lumea. Nu, dar nu m-aș pune pentru că nu m-aș simți. Nu suntem atât de? Nu suntem o țară atât de banieră că lumea să zică uite-o pe. Și în continuare lumea ne întreabă pe Bobonete dacă și Gianinuța și le-am auzit poveștile. Oamenii cred că ei cu Gianinuța. Ah. Păi nu, Bobonete, nu cred că personajul lui nu cred că a fost cu Gianina vreodată, nu știu, habar n-am. Gianina este veșnica vergină din la Sfierbință, adică asta e și ideea. Păi, ascultați podcasturile în care oamenii vorbesc despre părerea unui taximetrist. Știu ce spui, că și GR era urât. Și zi, mă, e pe bune cu Gianinuța, ai dat acolo... Ce?
Bă, suntem actori. Da, like, da, știi că și G.R. Ewing era urât de oameni, efectiv. Sunt... urât visceral. Păi de asta ziceam eu de... De asta ziceam eu de ADN vocal, știi? Adică există și genul ăla de mase, știi? Unde totuși... Mie mi s-ar părea... Nu m-aș oferi așa pe tavă pentru că sunt victimă a mentalității și eu sunt victimă la rândul meu a mentalităților în niciun soi de film. În niciun soi de film. Adică presupun că vine Scorsese și zice, bă, eu am like, vreau să fac Wolf of Wall Street 2. Se o bat eu dacă nu se duce. Asta, eu spun ce simt în momentul ăsta. Simt că am eu am eu întâmplat. Și dacă mă schimb, prefer să mă schimb într-o prefer să mă schimb într-o cameră goală în care nu-i nimeni. Nu pot să mă schimb lângă o altă fată. Adică sunt am chestia asta din. Păi stai o secundă, n-am zis că prostituată că trebuie să faci sex sau să fii dezbrăcată. Nu, nu, doar atitudinea de să fii pe top, ordinarea de hooker, să mai fii hooker, dar nu să fii, nu, nici nu te, maturana. Sunt mai degrabă, da, mai degrabă da. Acolo. Sunt un pic alfa. Nici eu nu ți-aș spune vreodată să te dezbraci pentru film, că nu are rost, pentru că nu, dar să fii, adică... Nu are rost. Da. Mie mi se pare că eu în schimb te-aș super îmbrăca pe sexy, pe asta. Adică eu, pentru că tot timpul ești larg și tot timpul, chiar și la ai umor ești cu alea, cu nu știu ce. Nu, frate, totul mulat pe tine, nu m-a spus să... Bă, nu mă crași, nu mă apaia. Poate păstrez chestia asta pentru a mă reinventa la un moment dat, știi, când o să fac o schimbare de imagine. Să te lansezi puternic. Surprins prin schimbarea hainelor, efectiv. Nu? Să fii mai mulată, mai efectiv, încolo. Efectiv, schimb măsurile din extra largi, da. Că doar atât. Da. Înțelegi? Înțeleg ce zici. Cum e Loredana, care s-a băgat într-o zonă de asta mai mulată, mai acum, mai sex. E după sex, cum te simți mai... și după cum vrei. Pentru mine hainele sunt o formă de protecție. Și de și un soi păi de comoditate. Păi da, asta te-aș vedea în film. Mega... Eu vreau să fiu protejată non-stop. Eu vreau să nu fiu un pericol niciodată. De nimic. Eu vreau să se uite lumea la mine ca, nu știu, ca la un copil. Așa vreau. Și aș mă îmbrac cum se îmbracă Oana pe Jesse. Eu pentru că vă iubesc, vă mai dau o dată ocazia. Nu știu dacă nu fi venit. Hai mai stăm un pic. Nu fi să nu fi venit omul ăla. Eu atât azi. Bine, mai pun un par de vin. Dăm Răzvan să mai pun un par de vin. Eu ți-am zis că vine, Răzvan, dar să pun un par de vin. Că ne întâlnim rar așa. Da, da, ne întâlnim și rar așa. Și ne pornim greu la discuție și eu oricum în podcastul ăsta am vorbit mai puțin. Așa este. Nu-i problemă că tu ești mai prețios și trebuie să... Adică știi când te prinde... Răzvan, te rog. Mersi. Vezi și gheața? Deci da, asta ziceam că sunt o victimă a regimului care am trăit și eu la rândul meu. Și n-am să judec pe alții. Da, dar într-un film mai avea acoperirea rolului. Adică, normal. La urma asta îți dă pe cover perfect. Da, că nu ideea e că tu nu ești Delia. Nu sunt pregătită mental să mă hârjonesc pe acolo sau să fac nu știu ce. N-am asta. Sunt... Codrag. Nu acum sau nu așa. Ești pregătită să te vezi într-un film sau tu efectiv concret să faci lucrurile alea într-un... Adică ai avea o problemă cu acțiunea în sine? Dom'le, eu de față cu alți oameni care sunt 50 de oameni în echipa de filmare, n-aș vrea să, nu știu, să mă dezbrac sau să mă îmbrac super sexy. Eu am avut o ședință foto, cum n-am mai avut de mult, în care Dimi și David, oamenii cu care lucrez în general și facem în general pozele, mi-au zis, băi, renunță puțin pentru ședința asta foto, renunță un pic la hainele extra largi. Se poate? Facem ceva un pic mai sexy? Ai făcut să niște nu uite oamenii că ești femeie. Ai făcut niște videoclipuri? Nu, am făcut un clip. Un clip. 1, 2, 3, 4. Asta spun. Un clip în care sunt într-un bali cu un ciorap de plasă. Un clip. În vintage sau la finish sus, nu mă țin minte, da. Da. Cu alea, da. Cu camera aia, da. Hai că era, da. Ăla. Păi și ce, nu-i bine? Păi da, e bine, dar gen, cam atât, în rest. Păi de asta, da. Și nu mă vezi nici la umor cu decolteu, nu mă vezi cam nicăieri, adică eu nu știu cu ce să mă mai acopăr. Da, de asta mi-ar plăcea într-un film să fii ceva așa, un rol de vampă, de nu neapărat prostituat, poate fi altceva, dar da, să fii... Da, m-am înțeles, fan fatal. Foarte diferit de... Adică, pentru că dacă erai fan fatal, dacă te îmbrăcai cum se îmbracă Loredana, ți-aș fi spus, pe Loredana, că aș zis, bă, ce, bă, vreau să fii mega larg, mega nu știu cum, mega geancăriță, știi, să fie... E în contra în plan decât pentru că acolo ar fi ofertant pentru ea. Am n-ar fi ofertant să revenim, fie tot. Deci fii atent, la ședința asta foto mi-a fost incredibil de greu. Nu știam cum să scot oamenii, nici nu era decât make-up și hairstyle. Și mi se părea că e prea multă lume. Plus doi fotografi și stilista Hilke. Și era în gen, nu suntem prea mulți? Mai plecăm unii care n-avem treabă? Gen? Lăsăm camera. Dar nu erai, adică erai sexy, dar nu, dar nu erai niciun faze, fel de... Adică e o fază prin care trec. Poate să-mi trec, poate să mă apuce o dată de rebeliune. Nu am în sensul ăla de rebeliune acum, fizică. Într-un clip, într-un cerceaf, într-o treabă.
Acolo mi-a părut. Nu, era ceva, nu, la, era doar la, doar pentru mine era un cadru în care, da, eram cu un cearșaf femeie, dar eram îmbrăcată. Pentru că mi se vedeau doar umeri, adică sunt, nu, crede-mă că sunt... Da, dar n-am știut asta despre tine. Ei, n-ai știut, ai știut. Mă, n-am, nu, nu știu dacă am știut vreodată că ești atât de pudică. Nu e despre pudică, este despre tâmpenii care mi-au rămas în cap de când eram copil, probabil. Și de ce... Complexe, nu complexe. Întotdeauna așa? Întotdeauna? Sau a... Basically, la bază așa sunt. Când mi-am înfruntat un pic treaba asta și am, așa, și am reușit să ies un pic din zona aia, dar la bază așa sunt. Ok. Probabil că puțină terapie sau cu ceva în sensul ăsta, sau gândindu-mă... Dar pe scenă n-ai deloc asta? Că eu aș fi zis că ești într-o zonă mai, tocmai mai exhibiționist, fiind pe adică... Depinde de, dacă vorbim de un spectacol mare, grandios, gen, da, ceva la Sala Palatului, în care mi-asum că sunt într-un soi de rol, nu mă mai gândesc, nu, la... Dacă și acum aleg ținutele să mă simt confortabil în ele. Niciodată nu o să port ceva ce nu... Dar când ai cântat la cluburi și erai foarte aproape de spectatori, am fost acolo, am fost mereu vin în față cu Răzvan, de multe ori ne ducem acolo... Și erai mega degajată, adică mai cereai un pahar, mai, adică nu știu, aveai sunt degajată, dar te simți privită. N-am o problemă, n-am mă simțit privită, am o problemă, nu știu cum să ți-o zic. N-a fi descoperită, probabil. E despre cum ești, știi, lucrurile trebuie să fie, eu trebuie să fiu în control, total. Nimic nu trebuie să fie la voia întâmplării, trebuie să fiu în control. Și în momentul în care filmezi un film, o scenă... Dar de ce n-ai putea fi în control în lingerie? Adică... Unde? Cum ar dispărea controlul în punctul ăla? De exemplu, într-un film. Ești vulnerabil, mi se pare că ești vulnerabil, așa simt eu, intuitiv. Mai vulnerabil. Ești vulnerabil. Da. Păi e un paradox. Că nu e ca și când ești în... mi se pare că... Cred că cel mai liber... Că ești puternic, ți se pare, în momentul în care ești așa. Dar cel mai liber e când reușești să... Eu am o întâmplare... Tu arăți bine, tu te dracu. Dar n-are nicio legătură. Eu am o întâlnare, am pus-o la un film odată, deci am pus ceva... Era o secvență de sex. Și perfect, da. Sănătos. Nu zic filmul că nu vreau să bag pe nimeni în rahat, dar era o secvență de sex și trebuia să fie protecția la așa, e o chestie specială, e ca un soi de, să zicem, prezervativ care stă cover, care se comandă din Germania, nu se fac în România, mă rog. Și trebuia să vină acest lucru din Germania. Evident, în ziua filmării n-a venit treaba aia din Germania și hai un să staniol, găsim ceva, să un staniol, românești. Un ceva, da. Și o șosetă? Au adus, evident, o șosetă și cu scociul ăla de la cameră, știi? De-l pui așa. Eu eram bună de regizor, vezi? Și am zis, băi, nu, asta e de la props, de la altceva. Cu scociul ăla ce vreți să faceți? Cam, care ar fi? Păi cum, șoseta și... Păi după aia trageți. Nu cred că asta e soluția. Și am zis, bă, nu. Zic, nu-mi pare rău, dezbrăcat. Dacă n-aveți, ai, adică... Deși nu-mi doream asta deloc. Dar am zis, bă, nu, ori. Dezbrăcat. Dar de ce nu vrei un leu cu plasmă pulă? Nu înțeleg. Adică nu știu, ce mare lucru. Pune... Da, exact. Ce mare lucru. Scoci. Da, frate. Și mi-a băgat pula în chestii mai nasoale de atunci. Ce mare lucru. Având și eu treaba asta, nu mă simt în confort cu 50 de oameni, având o secvență de sex și cu aia dezbrăcată, adică nu e ceva. Era mișto aia, mișto. Nu mai contează. Era ok. Era ok, era bine. Bine. Și... Jur că în momentul ăla când am zis, dați-mi un halat, și am intrat în halat așa și s-a făcut un transfer de putere. Adică eu care eram inițial, bă, nu sunt în control, în momentul în care am intrat și am văzut pe toți că, știi că în momentul ăla, tu nu știi ce să faci, știi, când îl vezi pe ăla care merge leșer, mergeam așa, nu, fără să mă ascund, efectiv, așa, și ce trebuie să filmăm? Și toată, da, tu acolo, și dintr-o dată s-a schimbat absolut. Și atunci am zis, bă, asta e. Libertatea asta e să poți să intri așa. Ai fost atât de relaxat. Dacă ți se întâmplă să te, nu știu, ai un scandal în trafic, imaginează-ți următorul scenariu. Se ceartă doi masculi plini de testosteron, da? Și că tu mi-ai te-a... Și unul își dă pantaloni jos. Și rămâne nud în partea de jos. Ce face celălalt? Se bagă mașina și pleacă. Da, înapoi, duci. Deci ăsta e secretul, nu vă mai bateți, dați-vă pantalonii jos. Da. Și Miami Beach, scena când se dezbracă, ce facem noi, ne batem sau ne futem, știi? Dar nu e valabil, din păcate, în cazul femeilor, pentru că suntem ușor sexiști, în general. Da. Adică ce, dacă v-ați dezbrăca, voi tot ne-ați dezarma, total. Dacă ți-ai scoate măcar ăla, tu așa... Bine, nu știi, dacă o faci la modul agresiv și depinde foarte mult de... Conduci?
Conduc, dar în ultima perioadă din ce în ce mai puțin, pentru că nu vreau să stau în trafic și prefer să merg cu bicicleta sau pe jos. Da, spune-mi, te rog, reacțiile pe care oamenii în general le au când te văd în trafic sau pe stradă sau pe nu știu. Și o să-ți spun după aia de ce te întreb. Adică cum să, eu nu mai știu cum se raportează lumea la Delia vedeta. Aici și prin țară, că știi că-s două, adică în București... Eu am încercat să nu... De când am început să fiu cunoscută, am rămas extrem de bine ancorată în realitate și sunt un om normal ca toți ceilalți, oamenii să aibă reacții când mă văd, pentru că e normal că m-am văzut la televizor, eu să aibă reacții exagerate, eu trebuie să mă normală, nu sunt cu nimic diferită, doar mă văd în spațiu public, eu sunt un artist doar când sunt pe scenă, în rest sunt om normal, deci știți, mă comport, deci îmi spun chestia asta și mi-a intrat așa în sânge treaba asta. Și aproape că nu știu, doar dacă am o stare proastă, observ reacțiile oamenilor când mă deranjează, dar dacă sunt bine cu mine, nu mă uit să văd ce reacție, alții nu mă interesează, gen, sunt eu în mașină, mă duc... Sunt câțiva oameni în țara asta, e Delia, Smiley, Dendeac, sunt câțiva oameni în țara, care mi se pare că în anumite locuri nu pot merge pe stradă, efectiv, pentru că nu poate să ajungă din punctul A în punctul B într-un timp rezonabil. Da. Nu se poate, la Antold, de exemplu, Antoldul fiind imens, cu multă lume, dacă... Eu am încercat chestia. Am mers și mai prea lumea, hei, salut, te știu din filmul, poți fac o poză? Și ajungeam totuși, în loc să ajung în 3 minute dintr-un punct în altul, ajungeam în 15. Și mă gândeam, Delia, cum ar fost? Nu ar ajungea niciodată. Deci nu putea să ajungă, pentru că fiecare și-ar fi dorit o poză, ce le zici, ce le faci. Adică sunt niște momente din astea, nu? Da, sunt. Cel mai nasol este să ți se întâmple la o mormântare. Cum? Da, îmi pare rău pentru, dar mă bucur că v-am cunoscut. Da, ți s-a întâmplat la unul tău? Again. Și a cerut și poză, nu? Păi da, a zis că dacă putem să facem o poză. Dar erați amândoi la același mort? adică sensul că erați amândoi la... Sau erați, da, treceai pe acolo prin cimitir? Ai avut să altă... Nu, deci eram la aceeași mormântare, se terminase așa, eu eram la aceeași mormântare, am ieșit din incinta... Asta mi se pare de custurița. Așa și a zis, doamne, îmi pare rău pentru... Da. Mă bucur că m-am cunoscut, faci o poză. Cine era mai apropiat de defunct? Tu sau persoana? Că și asta e o chestie. Dacă erați amândoi îndepărtați, bă, asta e. Nu, amândoi, eu oricum eram apropiat, adică doar din... Ah, da, trebuie să mă gândesc că altfel Delia n-ar fi mers la... Nu, mai merg, dar nu e o pasiune. Nu ești pasionată? Nu ești cu coliva? Nu ești cu coliva? Mi-e place coliva mult. Nu merg, a descoperit în mormântările că până la un punct ele era locul în care lumea nu deranja, dar până când au deranjat și acolo. Da, și băi, unde te duci? Mai stătea să mai recunoști la mormântări. La restaurante nu pot. Mă duc la mormântări, că acolo mă lasă lumea. Și mai e ciudat în spitale, în general, când te duci pentru, nu știu, o analiză. Ce faci la... Ai un pic cringiuleț, așa. Că ești un pic, aștepți acolo. Să trecem peste faptul că m-ați recunoscut. Asta cu mormântarea, mi-aduce aminte de bancul ăla. Când vine unul acolo lângă o mormântare și le întreabă pe unul, că mergeau în spatele convoi acolo și că, nu vă spărați, cine e mortul? Dar nu știu, cred că ăla din Cavou. E bună. Se poate mai bine. Se poate mai bine, da. Dar nu era. El dă în funcție de context, nu de cele mai bune bani. Exact. Zice, bă, a venit asta cu... A venit asta, da. Așa face și Chișu. Era mai bună ăla cu a murit. Să fie sănătos. Aia e mai bună. Aia e dintr-un film, nu? Cum se numește filmul? Muntă mută. Muntă mută. Da, când vine rusul și... Nu a murit tovarășul adică Stalin. Am văzut și erau de vreo două, trei ori filmul, Nuntă mută. Da, a murit tovarășul Stalin și să fie sănătos. Da, dar cred că și de el e preluat. Adică cred că e mai veche. E mitologie populară. Cred că e mai veche dată, da. Da, mă, deci în mare parte ai o stare de anxietate, dar pe care învăț să o controlez, îmi dau seama că nu e nici vina lor, că eu, meseria mea s-a desfășurat în spațiu public și că asta și asta presupune. Încerc să-i fac să înțeleagă pe cât pot prin interviuri, chestii, podcasturi, naturalețea cu care vorbesc despre ea, că nu e rolul meu ăsta, adică nu sunt la relații cu publicul non-stop și că nu pot să fac asta și că ar fi inuman. Să stai la fiecare poză, pentru că nu se poate, asta, da. Adică n-ai cum să faci doar asta. Și în rest încerc să o manageriez așa, să nu-i dau apă la mare, că da, singura, nu, și manageriatul tău e trebuie să faci cât mai mult timp vacanțe afară, așa cum și faci, și să acolo să te simți, pentru că nu e nici fair să mergi printre ei, să le tot explici, nu vreau poze, că ei își doresc, e greu, nu știu dacă au văzut podcastul cu Micuț, nu știu dacă l-au văzut nici pe ăsta. Nu, și ți-a foarte mult timp oricum să explici fiecăruia în parte, adică e bine, faci tot așa, ai rezolvat problema, dar de multe ori intervine chestia aia, că da, nu vrei să-ți dai ochelarii jos.
dar nu vrei să zâmbești, de fapt nu să zâmbești, vreau să scoți limba, cum faci tu pe Instagram, fii așa, cool. Mamă, mamă, deci s-au întâmplat și de-astea. Mamă, extraordinar, da. La se mine... întoarce, nu mi-a ieșit bine. Da, te-au n-am pus ieșit să faci... eu bine, da, adică pus... el care s-a pozat cu mine, da, n-a ieșit pus... bine, mai vrea trei. Dar te-au pus să faci tu? Care că la mine vin și zic, poți să fac o poză? Da. Se pregătește așa, să te pună pe tine pune, să iei tu telefonul. Da, și zice, ia fă tu buz, că tu știi mai bine cu astea. Și am dat telefonul lui să fac eu, știi? Și exact ce zici tu, vine, ori să-ți explic, mai degrabă fac poza eu și ți-l dau telefonul și am plecat mai repede. Și aia, ăla din avion, a fost iară funny. Aia a fost cea mai, doamne, deci aia a fost, zburam la Timișoara, aveam concert, a fost în concert, zburam spre înapoi acasă, obosită. Terminată, am adormit cu capul în tetier. Nu cred. Stai mă, dormeam cu capul în scaunul din față și stătea lângă mine cineva. Am încercat să n-am eye contact, ca să nu trebuiască să vorbim, că eu așa aș fi fost și dacă nu eram cunoscută. Dacă intră cineva cu mine în lift, mă uit în telefon. Îs așa. Adică mi-e rușine, mie nu știu, sunt, nu sunt. Sociopat. Da, un pic de sociopat, așa. Și mă trezesc la aterizare. Am adormit la decolare, n-a avut timp să zică nimic, am avut grijă să adorm și m-am trezit, m-am ridicat și el a luat telefonul secunda 2. Bine că te-ai trezit să facem o poză. Jesus, nu, dar nu vreau, nu, și eram cu urme, eram ceva. Dar bine, eu am crezut că te-a trezit. Da, întâmplări de astea absolut nesimțite ai avut, adică unul care la un moment dat să te înjure, că sunt și de ăștia care la un moment dat, dacă nu faci ce zic ei sau cum vor ei, când refuzi o poză, te mai și bagă în măsa, știi? Avantajul e că fiind cunoscut, e și un avantaj, adică unul dintre avantajele de a fi cunoscut e că oamenii nu vor să creeze probleme, că se tem cumva de ce se poate întâmpla. Mie nu. Acum depinde din ce știu, să vă povestesc adică, al meu. Nu s-ar lega de tine într-un spațiu public, n-ar fi agresiv, au chestia asta, n-am avut niciodată probleme să vrea cineva să mă bruscheze, să mă agreseze, stai în să-ți povestesc pentru că au frica de aoleu, vino aia, filmează, da, știi, ce se întâmplă, nu vine asta cu televiziunile. Hai să-ți povestesc pe al meu. Eram la Neversea, atenție, scena 2 sau nu știu cum se numea, scena în care erau artiști, foarte mulți artiști români. Tu ai cântat pe principală, dar era o scenă care cântau artiști români non-stop și foarte mulți rapper, hip-hopper, trapper, ce așa. Și eu am plecat de la scena main stage, unde stau mai bine acolo la VIP, la cum place mie cu fițe. Am plecat și m-am dus la scena asta de rapper, unde cântau paraziții. Acolo când au apărut, nu exista nicio zonă cu masă sau stai mai fericit, stăteai pic în fața și stăteam acolo cu un grup de prieteni și stăteam la rând. Bă, și a venit unul, trebuie să-mi dau că eu să vă arăt. Bă, a venit unul foarte mare, bă, mare, adică bine, și eu sunt mic, rău de tot, adică pentru mine toți sunt mari, dar ăla era mare într-adevăr, avea 1,90 și așa și păcut așa, nu gras, dar zdravă. Bă, a venit, efectiv trecea, deci mergea așa, a trecut. M-a văzut pe mine aici jos undeva și a scos telefonul, n-a vorbit cu mine, a scos telefonul, m-a luat așa efectiv de cap, bă, de cap așa m-a luat și mă ținea aici și făcea poză cu mine așa. M-am zbătut efectiv așa în asta lui și l-am împins, să-mi toată așa la mine, să-i dau una, să nu-i dau una, până la urmă mi-a dat una și a plecat. Ești un bun cu care oamenii trebuie să se pozeze, trebuie să... Bă, ăla m-a luat așa, deci nu a zis nimic, s-au trecut așa. Ești în patrimoniu național, Codin, deci ești... Deci m-a luat, da, asta mi s-a părut, asta mi s-a părut. Și Sfinxul. Dar o știi pe aia lui Mălele, cred, sper să nu mă înșel, Mălele cu aia, mie spune tot despre interacțiunea cu spectatorii tăi. După un spectacol, cred că la Alexandria, era în parcare, mergea spre mașină să plece la București și unul, maestre, vă rog frumos, ce, mă bucur că ați venit la noi, îmi dați și mie un autograf? Sigur că da, tati, uite aici autograf. Și vă rog, încă un autograf și pentru nevastă, că n-a putut să ajungă și vrea și ea să aibă, sigur că da, tati. Și mai am, vă rog, maestre, și pentru nepoata mea care n-a, și pentru nepoată. Și maestre, hai, te rog eu frumos, că trebuie să ajung și la București. Ia mai du-te, bă, în pula mea, bă, de aici, bă, dar cine te crezi tu, mă? Și am început să-l să văd direct, deci exact, asta e. Adică, maestre, du-te, bă. Da, asta sunt niște s-au făcut sketch-uri, a făcut Micuțul cu Bro un sketch despre chestia asta, cu vinul încă, cu mafiotul și cu nu știu ce. Da, și Bro a trecut prin niște povești din astea și Micuțul a trecut, toți am trecut prin niște de-astea cu... Înveți psihologia oamenilor, înveți deja de când l-ai ochit, că îți dai seama când a intrat undeva cine ce vrea, adică eu văd unde e potențialul, vin, i-am văzut, vin, da. Mă duc mai așa, mă duc, pac, i-am fetat, m-am zis la toaletă sau am intrat într-un magazin sau, știi? Adică, sună telefonul, da. Imediat
sunt da. Foarte când atentă la eu ce și, se întâmplă, chiar dacă pare. Vreau să merg mai repede pentru un loc de ăsta gen mall și vreau să nu prind, să-mi văd la telefon și oamenii mă lasă în pace. Adică, efectiv, iau telefonul și vorbesc, salut, cu tare, cu tare și trec așa mai repede și oamenii vor, văzând că vorbești la telefon, te lasă în pace. Poți să te și cerți cu cineva, știi? Imaginar, ei, da, da. Nu înțelegi, că lăsați-mă, vă rog frumos. Da, 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 păi lăsăm săracă, e cu tare, e prinsă treaba asta. Asta este unul dintre motivele pentru care eu am avut și bodyguard și îi am în viața de noapte, că se mai întâmplă lucruri acolo, se bea, se întâmplă alte așa. Și unul dintre motivele pentru care i-am spus lui Bendeac, de când ne cunoașteam, la când ne-a cunoscut la început, am avut asta. El dar era... lui Bendeac îi place să fie recunoscut. De ce? El spunea de ce am bodyguard, că nu am nevoie și eu explicam de ce e nevoie de bodyguard. Și am avut chestia asta până când el a plecat la Timișoara. Și știam că vrea să meargă la club și i-am spus, vrei să-ți dau pe cineva de acolo, un băiat local, care am un băiat în Timișoara care e foarte șmecher și toți bodyguardii din, majoritatea bodyguardii din Timișoara sunt ai lui, sunt plasați pe la club și zic, păra, nu vrei să vorbești cu ăsta al meu, să-ți dea un băiat sau să vină chiar el. Tătuțule, n-am eu nevoie, bă, numai tu ai mă nevoie de așa ceva, eu dacă nu deranjez mă pe nimeni, dacă eu cu tare, bă, e totul din atitudine, mă, mi-a ținut așa o morală, eram gen, bine, bine Mihai, deci nu vrei pe nimeni, nu. S-a dus acolo, s-a dus la Timișoara, m-a sunat a doua zi. Bă, câtă dreptate ai avut, m-am dus la Timișoara și m-am dus la bar și stăteam la bar acolo, la club, liniștit, cu tare și nu am trage pe, bă, mă uitam și eu cu... Și au venit unii și auzi, te cheamă boss până la masă, ce l-au luat unii de, l-au luat unii de urechi cu tare, l-au chemat, l-au luat, stai aici, stai jos cu boss, vrea să bea, bă, și am stat acolo, m-am ținut acolo 40 de minute, cu tare, a trebuit să beau cu ei, cu tare și așa, și zic, bă, tâmpitule, ți-am zis, mă, să-ți dau un băiat, da. Bă, dar ce prost ești, mă, da, deci asta ai făcut. Bun, și cine era ăla? Bă, și când mi-a zis dumneavoastră, era fix băiatul pe care am vrut eu să-i dau, mă. Deci ăla a luat, îți dai seama, că cine era să-l ia la Timișoara? Ăla era. Și ăla, l-au chemat aia pe la masă, l-au ținut, nu i-a făcut nimic, știi, la... Da. Da, da, i-a părut, da, i-a părut rău, băi, a zis că ar trebui să zice, aibă și el un băiat local, să nu-l mai certe, să nu-l mai țină. Deci, vedeți, se întâmplă lucruri. Îți trebuie. Era îți mișto trebuie să te sune atunci, în momentul ăla, tu da. Să suni pe ăsta și să inverseze rolurile. Scuze, schimbăm, tu bei acum și eu stau lângă tine. Da, deci bodyguard, Delia? N-am avut niciodată bodyguard. Nu? Dar nu ți-ar trebui real, alerg, adică un om care să te... Eu am alergat acum pentru întuneric, vin de la alergat din parc. Am alergat în Herăstrău, alerg noaptea pentru întuneric, am ciudat. Da, eu înțeleg asta, că adică nu te-aș vedea. Mai puțin de câini. Eu nu te-aș vedea. Nu sunt câini, nu mai sunt câini. Mai sunt? Eu nu te-aș vedea alergând cu un bodyguard ca președintele Obama sau știi, adică nu te-aș vedea așa, dar în locuri aglomerate, când te duci la un mall, când te duci la un... Nu știu, la un club. De obicei organizatorii asigură, adică avem un tour manager și atunci când se duce la concert. Da, când e concert. Da. Dar dacă te duci la club, efectiv. Nu am bodyguard, n-am. Știu să-mi fac niște boundaries dintre astea la oameni foarte clare din atitudine, din privire, din... Nu știu, am senzația că știu foarte bine să comunic non-verbal, da, băi, nu că nu trebuie să fii da, nu mai venim, aproape da. Decât și ieșim și... Fără să fiu arogant. Rar la cluburi. Și efectiv... În ultima vreme, ea cred că foarte rar. Eu nu mai ies în cluburi. Care cu... Da, mă rog, să zicem. Da, nu, am întrebat așa, dacă într-o nevoie, zonă din asta, într-o... Știu să fiu și friendly când e o situație tensionată, cumva, cât să detensionez. Adică am învățat psihologia asta mai mult intuitiv, știi, pe oameni, pentru că am văzut foarte multe tipologii și n-am avut niciodată bodyguard, mi se pare că m-ar încurca. N-am nici măcar staff, oameni care să se țină după mine, să-mi țină... La modul ăsta zis, nu neapărat un om care să fie o brută, o gorilă. Deci, efectiv, fizic, nu o să cineva care să, nu, dar să te protejeze de la un moment dat, te duci undeva și nu vrei să faci poze. Și toi oameni în față care... Și să nu trească să refuzi tu. Tu mergi, nu știu ce, cu gândurile tale, cu o prietenă și unii oameni care vor gândi, nu, acum, nu se trebuie, ne grăbim, ne, nu știu ce, știi, să facă vorbele astea, știi? Mă lupt să pot să fac eu chestiile astea pentru mine, nu vreau să depind de nimeni. Adică vreau să am libertatea asta pe care aveam și în copilărie și vreau să fiu la fel. Bine, asta se încadrează în aceeași logică și cu faptul că are, să zicem, zona asta mai pudic, adică cred că fiind un om pudic, nu cred că ți-e simplu cu un bodyguard mai nu, degrabă. Nu, adică, mă încurcă. Da, adică... Mă încurcă prezența lui. Mă încurcă, nu știu ce să vorbesc cu el. E în plus. Adică, și în plus adică... că mă atașez de oameni cumva și apoi mi-e mai greu să, nu știu, dacă oamenii nu sunt ok. Mi-e și greu să întrerupem colaborarea, adică am, știi? Și nu, prefer să nu mă atașez. Deci n-ai pe nimeni așa, n-ai asistentă, nu ai șofer, n-ai ceva, un tip sau o tipă foarte apropiată care să... Tu cauți de lucru, Codin? Vreau ori podcast cu Răzvan, ori să fiu șofer la Delia. Zi, sper că n-ai intrat în Bitcoin-ul la primul cadou pentru donații. N-ai ajuns atât de rău, nu? Eu vreau să văd care e, că eu pot să duc și șofer aici. Nu, dar vorbeam de asistentă, săptămâna la un moment dat să-mi fie de ajutor.
cineva, dar... Să acum mesaje că te primești după... Dar nu prea cred, pentru că dacă m-am sălbăticit în sensul ăsta atâția ani, nu cred că aș tolera prea mult oameni care să vină să se prefacă că fac chestii pe lângă mine, că mă ajută să-mi țin ce geanta, ce să facă. Corect. Să-mi aducă cafea. Am observat la X Factor că toți au asistenți și oameni și staff bogat, oameni care vin cu cafeluța caldă, ce doriți, o pastiluță vine. Și asistenții am asistenți. Da, am observat și eu, nu cred că asistenții au asistenți, încetează. De asta e pe sistemul, fiecare fraier are fraierului. Nu că ar fi fraier asistenții, dar era o vorbă de pe stradă. Când aveam nevoie de o cafea, apelam la producție sau asistentul respectivului, care era drăguț și mi-a lucea și mie drăguț, că vedea mai... Și când am fost și eu în singura mea emisiune TV din care am fost dat afară... Ai avut asistent? Nu, n-aveam, dar am văzut că aveau ceilalți. Aveau ceilalți. Eu cu Jorge nu aveam și când veneam amândoi ne căram bagajele unul celuilalt, știi? Eu îi luam pe al Jorge și Jorge mi-l lua pe al meu, să nu ne cărăm chiar singuri bagaje și ce aveam noi din mașină. Că mai venea și noi cu o din aia, o geantă, să ne schimbăm hainele de cutare, da. Și făcea Jorge, băi, tu al pac și ne schimbam, știi? Să nu venim chiar cu geanta noastră, da? Ne căram unul altuia. Eu cu Jorge nu aveam, dar eram eu asistentul lui și el asistentul meu. Da, n-am nevoie. Ne întrebam mereu, ai nevoie de ceva cutare? N-am nevoie de oameni pe lângă mine să... Cel mai mișto, cel mai mișto era... Dați tipsuri egale. Normal, tipsuri egale, 100 de lei, 100. Cel mai mișto era Ana Morodan. Ana Morodan era, deci, Dumnezeu. Ei avea un staff așa cu tare, puneau ei muzică tare, făceau și în cabina ei. Bă, dar la Ana Morodan, la un moment dat, am intrat în cabina ei era și efectiv era un staff care schimbase toată cabina în timp 10 minute, era o vopsise în alb, pusese niște corbi, pusese niște pene. Deci... Băi, ești de bun, am intrat și era un staff care unii care dădeau cu tot felul de chestii, de mirosuri, așa, se ardeau niște bețigașe de-astea, incentive, de-astea, nu incentive, cum se numesc? Vodul. Bețigașe, da, de-astea, care miros frumos. Vodul. Băi, era ceva extraordinar, că stafful ăla crea lucruri acolo, crea atmosferă, zen, se făceau cu bețele, se întâmplau lucruri. Mamă, zic, frățioare, asta e într-adevăr. Tulum vibes. Astea sunt real. Superstar. Da, mie mi se pare că sunt prea multe accesorii cumva inutile în care te încurci. Adică la mine nu funcționează așa. Eu trebuie să funcționez într-o normalitate. Dar și tu să nu fiu ai, cât mai liberă nu și ai, cât mai lejeră. Ți s-a spus des divă, dar nu ai vibe-ul de divă. Ai vibe mai mult de rockstar decât de divă. Because I'm a rockstar. I'm not dar a nu divă. Ești, da, nu ești divă. Ai niște, văd niște briliante la gât, mă uit așa, sunt undeva la bine, ascunse, nu, 4 carate adunate, așa ce văd eu la ochi. Accidental. Dar, și dacă ți le-ar impune cineva, adică sunt foarte curios, știi, în... Ce se impună? Să zicem... Comportamentul ăsta de... Da, adică băi, uite, vine, flamboyant. Nu știu, Jay-Z, da? Mm-hmm. Și spune, Jay-Z. Delia, o să fii mare, dar nu aici în România, te face mare în 5 ani rupi, da? La noi trebuie să ai asta, te îmbraci așa, faci mai asta. Mai Nicki Minaj, lungi, adică, cur, tot omulat. Bodyguard, aia. Deci tot ce ești tu acum, out. Că eu te vreau așa, că așa o să cred eu că o să ajungi. Acum stai de vorbă cu un om care e important dacă i s-ar fi zis asta Deliei de la... Nu, Delia de acum, nu, să-mi răspundă Delia de acum. Deliei de acum? Da. Ți-ar da cu frică. Lui Jay-Z îi spune personal, bă, nu vreau să arăt ca Nicki Minaj, nu mă interesează cât de mare mă faci. Dacă aș considera că e obositor pentru mine să joc rolul ăsta, n-aș face-o. Mi-aș lăsa eu unghiile ca Nicki Minaj. Eu mă îmbrac mult la tocuri, tot. Pentru că pentru mine, în momentul ăsta, cel mai important lucru e să nu... Să fac doar chestii care îmi plac și în care mă simt bine și să fiu în confort maxim și să mă bucur. Da, indiferent de ce ar putea să vină. Ce ar putea să vină? O să fiu cunoscută cum sunt România și în restul... Da, ea și mi-a ce? Mai zis chestia asta. Că... Ce poate să fie? Că știu cum e. Ea are modelul, știi? Bă, like, e același tipar, micro, doar că... Da, aici, și România, cu ce mă ajută? Adică fi... cu ce mi-i îmbogăt? Ce se întâmplă? O să am un orgoliu mai mare, probabil. Adică dacă stau să-mi dau apă la moare, știu, o să mi închipui că sunt miez. Mai mare miez decât sunt. Da, ca formă de sacrificiu ai face-o dacă Jay-Z ar deveni ceva. Dar aș vrea să mă sacrific la pachet cu ce... asta, luăm Humans-ul lui Răzvan și facem numărul 1. Da. Adică, băi, nu, adică deja știi că ai o... Știi? Da, că te-ai sacrificat pentru Răzvan să ai unghiile atât și mulată toată? Sau zice... Ca human să sau și mai, ca chiar să fie sacrificiu, zice... Luăm, dacă nu faci asta, luăm Humans-ul lui Răzvan. Și închidem. N-au de nimeni de el. Garantat că n-au de nimeni de el. Stau foarte prost cu lucrurile care mi se impun. Și el știe, în general, că nu-mi plac regulile de niciun fel, că sunt libertină, sunt ca un copil.
și că orice mi-mi pui sună rău din start. Dacă începem cu trebuie să faci asta sau nu trebuie să faci asta, nu sună bine și prea mă mai interesează ce vrei să-mi propui, știi? Dar nu impus, dar când reușesc să vă conving pe amândoi să veniți cu mine în America? Hai, că vrem să mergem în America. Da. E în plan. Haideți. Mai e neasurit sau a plecat? A plecat. A plecat. A plecat, deci putem să ne relaxăm. Ok. Miami și New York sunt din preferatele mele. Și Vegas. Bă, da, să știi că nu mă interesează atât de mult. De exemplu, Miami nu cred că m-ar cuceri absolut deloc. Sunt foarte curioasă de New York. Da, New York ți-ar plăcea. Pentru că și Miami ți-ar plăcea enorm. La picior și nu m-aș plictisi. Și Miami deloc. La fel. Da, eu mă gândesc la Miami, mă gândesc la foarte mulți clipici, foarte multe fonduri false, mult și implant, asta. Multă unghie. Și asta, dar nu te-ar deranja oamenii ăia, nu, știi? Nu, clar adică că ți-ar părea așa tare și se locurile pare spectaculos, că am văzut asta și în Mexic, e spectaculos. Dar nu asta e experiența pe care vreau să o văd, adică văd asta destul modul pe Instagram. Modul actual acum este fără oraș, orice oraș, fără da. Oraș. Eu sunt adică de... cred că mai degrabă Grand Canyon sau... Ohio, vreau să mă duc în acolo. Pădurile cu sequoia și cu copaci. Yellowstone. Eu sunt pe natură în ultima perioadă, foarte mult. Adică prefer, de, nu știu, am fost în Florența și încă mi-era dor de pădurile din Țărmat. Cam așa. Orice mi-arăți, varianta cea mai bună e aia care e în natură. Lacuri, landscape, priveliște, că e plajă sau că e munte, de preferat munte în ultimii ani. Există Everglades în Miami, nu știu. Asta mă atrage să văd foarte mult parcuri naționale, să văd și în orașe, cred că în ultima vreme 50% e despre parcuri și grădini botanice. Da, ești știu toate grădinile botanice. Cea mai tare grădină botanică este în Roma. Nu, cea mai tare grădină botanică lângă este Barcelona. Aia din Londra, zi, cum se numește? Kew Garden. Kew Garden. Splendid, unde dacă n-ați fost în Londra. Kew Garden, Londra. Superb. Da? Superb. Este mai la periferia Londrei? Da, da, lângă Richmond Park. Nu mai întreba, mă, că nu se numește niciodată în grădină botanică. Nu te crede nimeni. Nu e grădină botanică, nu e parc. E mai mult decât grădină botanică. Are și obiecte de artă. Cum te dai tu interesat cu grădina botanică? Dacă are rădăcina bot, știi, mi se pare un pic interesant. A fost o glumă bună. Am râs. Nu, că a fost bună. Serios, asta mi-e vibe-ul acum și asta caut și sunt pe landscape, natură, vârfuri bine, de munți. Manhattan nu e niciun pic de natură, mă rog, e Central Park. Visezi la un an sabatic? Dar... Adică așa să zici, gata. Și a luat 2 ani sabatici. Las-o să intre înapoi. Nu e același lucru, au fost impuși. Și nu-i plac lucrurile impuse, deja s-am stabilit. Asta l-am acceptat așa, că m-a tras, ți-am zis, într-o normalitate și mi l-am asumat. Mi l-am asumat bine și m-am folosit de el ca să pot să mă plimb, știi? Dar visul meu... În momentul ăsta este să ne plimbăm cât mai mult, să mergem în Nepal. A, da, mi-a plăcea și mie. Da, vreau. Vreau să ajung în Nepal, nu visez la Everest, știu că nu sunt pregătit. Chiar și în Nepal e problemă cu oxigenul și cu, nu? Nu știu, noi la... Adică... Știu că e normal că e, dar tu te aclimatizezi, tu trebuie să faci treaba asta, nu te duci tu. Oriunde, de la 4-5 mii. Care n-ai mai fost pe munte, te duci direct la 5.000, nu, da. Nu așa funcționează. Am mers noi acum prima oară la 3.000 și ceva, în prima zi când am ajuns la munte și am simțit un pic. Adică da, simți în prima zi. Trebuie perioada de aclimatizare, trebuie perioada de stat pe munte și începi și tu de la 1.000, 1.000 ceva, 2.000... E ca la Kilimanjaro, că doar știi, adică de-aia stai 8 zile și de-aia nu-l faci. Nu, bă, nu, eu vreau. Nu e de mine. Mie a început să-mi placă foarte mult acest chin. Nepal așa pentru cultură. A început să-mi placă foarte mult acest chin și acest efort fizic pe care îl depun ca să urc un munte. Mi se pare că îmi dă o satisfacție, mi se pare că fac ceva. Când toți oamenii sunt aglomerați în oraș și stau în cutiuțe de chibrit în trafic și așteaptă să facă ei nu știu ce, afacerea vieții, business-ul vieții, mi se pare că mă detașez total și trăiesc, nu știu, ca un pe vârfuri. Mă lupt cu condițiile climaterice și cu altitudinea. Mi se pare superb. Fiecare cu pasiunea lui. Da. Și nevastă mea în zona asta. Știi, e mai mult decât o pasiune. E... Nevastă mea, știi că și ea e cu zona asta. O bucurie enormă, știu. Da. Eu zic pasiune și că n-am. N-ai putea să faci asta? Adică că tu pe zona de business ești acum un drum care are nevoie de tine acum și de prezența ta și de gândurile tale. Ai putea să zicem
Peste două luni, zice Delia, un an, gata, plecăm, face lași și telefonul. Foarte multe zoom-uri, face și foarte multe chestii prin telefon. De-aia stă foarte mult. Din Nepal telefon. Nu cred că e o variantă. Chiar da, mergi în Nepal să stai pe Zoom, că okay. Cred că e complicat. Adică chiar ar fi... Chizi, genul care din corp seara de la... Din Basecamp ar face un Zoom, crede-mă. În Nepal, în Basecamp ar face un Zoom. La ora la și accepta varianta asta de compromis. Nu am nicio problemă, poate să facă toată ziua zoom-uri atât timp cât e capabil să urce, să meargă și poate să facă zoom în același timp. Am făcut zoom și urcând la, 3000, unde? În Spania, la Sierra Nevada, la 4000 de metri. Ultima oră eram în zoom. 3000 și ceva. Am ajuns în vârf, eram în conferință. Răzvan și duce. Adică toată pasiunea asta de ei, Răzvan o susține și la propriu și la figură, adică și mergând acolo, dar și reușind să ducă. Chiar mai bine ca tine. Urcă mult mai bine ca mine. Da. Culmea, nu face sport. Bine, ce avantaj are, nu fumează. N-a fumat, nu fumează, eu mai fumez, să zic că poate de asta. Dar în schimb are o rezistență fantastică și o musculatură impecabilă. Și niște picioare absolut superbe. Băi, nu, și stau mușchi bine pe el. No more wine for you. Are mușchi foarte, e altfel, nu știu, foarte... eu mă chinui, adică pentru mine chiar e un struggle să urc. Și nu e prima dată când ai mâine, dacă urcăm la omul, mie puțin, pot să spun că mie e super ușor, adică resimt în respirație, e, știi, și în continuare eu mie. Eu de la respirație am problemă, respirație. Mai mult de cine adică, joasă. Adică n-am o problemă fizic, tuc mai mult decât nevastă mea, din multe puncte de vedere, dar eu nu pot, eu când începe panta abruptă, urc efectiv 2 minute și unul trebuie să stau. Cam așa e, adică nici nu ajungi nicăieri cu mine. 2 minute și trebuie să stau, să-mi revin cu respirația și apoi să plec din nou. Păi, trebuie să începi, o să vezi, cu un minut, două înainte de pantă trebuie să începi un pic respirația. Să-ți reglezi respirația. Da, eu, de exemplu, în toate orașele pe care le facem, asta pe plat, noi amândoi mergem între 20 și 30, am mers 30 de kilometri pe zi, fiecare zi. 40 de kilometri pe zi. N-am mers, dar cred că 35 a fost record la noi. Dar, mă rog, adică duc, știi, dar nu unghiul ăsta, nu. Și nu e normal pentru om să urce așa. Ba da, e normal. Nu e normal. Ba da, nu e normal. E normal pentru caprele negre și pentru alte creaturi din astea ciudate. Nu este normal pentru oameni să urce așa, nici să zboare în fierul ăla de călcat. Ba da, e normal. Mergi pe jos doar pentru gravide și pentru... Acum sunt 8 miliarde de normali. Cum? Sunt deja 8 miliarde de normal. Mai e nevoie și de anormali. Da, da, și eu zic că e nevoie. Băi, o pasiune este ceva superb să faci asta, crede-mă. Și nu, că vorbesc tot timpul despre munte și eu am zis că plictisesc oamenii efectiv cu nebunia mea cu muntele. Dar este... Mă simt în heaven. Mă simt efectiv, nu știu, simt că n-are mai pasionată de munte decât de, nu știu, de... cântat. Decât de orice în ultima vreme. Acum inclusiv la filme pe Netflix se uită doar la filme cu... ăștia de urcă pe munte. Unsomani. Da. Că sunt niște documentare, le-am văzut și eu. Nu? Și mine, filme. Pe mine experiența asta cu Bright Horse când am fost noi pe nebunia aia de vârf, am urcat pe un ghețar și a fost destul de hardcore. Cu un ghid în Elveția care nu ne-a zis ce ne așteaptă acolo, traseul nu era dificil, nu era foarte mult de urcat, dar doar că noi n-am știut unde ne ducem. Și am văzut că începe să ne pregătească și începe să ne pună crampoanele, începe să ne pună, ne leagă între noi corzi și da. Care-s riscurile? De ce trebuie să ne legăm între noi? Păi sunt foarte multe crevase, e ghețar, săptămâna trecută a murit nu știu cine, că a căzut și la. Semnați aici, vă rog. Nu, nimic. El era foarte așa, ne povestea cu o voce foarte lejeră. Adică era, da, să fim safe. Stați liniștiți, nu se întâmplă nimic, faceți ce spun eu. Urcăm și la un moment dat ajungem pe o bârnă, efectiv. O bârnă de asta care a durat, deci poteca aia care era atâta, a durat 15 minute. Bine, era, bârna aia era sus, trebuie să precizez. La 4100 și ceva. Ok, dar era stânga, dreapta era ce? Erau 30 de centimetri. Și stânga-dreapta ce era? Jos era oraș, 4000 de metri jos. Ar fi bine să cădeți pe stânga, pentru că dacă cădeți pe dreapta, nu vă mai opriți până în oraș. Asta ne-a zis el cât timp urca, cât timp. Și dacă unul, putea dacă unul dintre voi cade pe stânga, cu colțul ochiului uitați-vă la el și aruncați-vă în dreapta în secunda 2. Asta ne spunea că eram cu Naseu. Dacă cineva cade în dreapta, noi ne aruncăm în stânga și zic, what? Nu o să se întâmple, e ok, doar v-am zis preventiv. Cam atâta era. Și era zăpadă, sus zăpadă, dai seama, și crampoane. Mergeai în primul rând, mersul cu crampoane nu mers normal. Crampoanele alea se agață, sunt ca niște cârlige în exterior, în care dacă tu nu calci la o anumită distanță, nu poți să mergi așa.
îți agăți și spui piedică singur. Da, da, da. Și erau foarte multe elemente noi, la o înălțime la care n-am mai fost niciodată, cu niște încălțări cu care n-am mai fost niciodată, legați între noi, în care eram toți trei care am fost, am mai fost cu încă un prieten și nu mai scotea nimeni, deci nu mai aveai, cum să zic, nu vreai să riști, să scoți un sunet. Erați voi doi și Bogdan, nu? Da, ți se părea că orice sunet scoți te poate dezechilibra. Pentru că nu aveai loc nici măcar să întorci, să te întorci. Nu aveai loc să faci nimic decât să te ții după ghid în continuare, să-i asculți că îl spunea stâng, drept, stâng, respirăm, nu ne uităm în stânga, nu ne uităm în dreapta. Da, nu aveam de gând, ok, zic, sunt ok. A fost cea mai interesantă experiență. Deci am avut adrenalină după chestia, după ce am coborât de acolo, cât, nu știu, o săptămână. Și vorbeam numai întoarcerea a fost tot pe potecă? Nu, no, întoarcerea a fost pe un drum normal, mai normal. Cu ama pe aici, am coborât. Dar ție îți place în egală măsură sau o faci pentru ea? Nu, îmi place, îmi place. Îmi place pe munte. Numai că îmi place și reward-ul de după. Mie îmi place și reward-ul de după. Adică mi-ar plăcea, cum e, de exemplu, na, la noi în Alpi, în Europa, te mai oprești la o... Da, da, e un after hour undeva. Da, știi? Se întâmplă ceva, se bea ceva. Te mai întorci seara în orășel, mai stai la un chiute de la mișto. Acum, na, prin Nepal sau în Kilimanjaro stai 7 zile în chilie. Nu știi că n-am știi? Fost. Dar nu știi că nu ai fost încă. Nu știi cum e acolo. Normal că nu o să fie ca în Alpi. N-o să eu aștept recompensa repede, știi? Adică după o zi parcă-ți vine să da, măi, mișto mănânci când te ceva bagi, mișto. E mișto când te bagi într-o saună după ce ai stat și ți-au înghețat picioarele pe munte și ai o saună, ai un bazin, ai un jacuzzi. Combinația, combinația. Sunt hardcore. Să fie raf și să fie raf și să ai niște, nu știu, sunt ca niște probe în viață, așa, știi, de surviving. Da. În care să fii un pic lipsit de confortul ăsta cu care ești obișnuit, știi, să fii pus în, să fie un challenge, să te lupți cu tine, aia te face să fii viu, să te simți viu, trăiești, ești om, ești parte dintr-o specie care a făcut, a vânat, a cucerit, a... Da, știi? Am ajuns în altă parte. Da, adică am să ajuns avem să alte challenge-uri. Trafic în mașină și să așteptăm să vorbim ajungem la muncă și să ne întoarcem acasă. ADN vocal, adică nu suntem în punctul ăla. Da, da, nu trebuie să neglijezi partea aia. Eu am niște challenge-uri, am avut niște challenge-uri. Instinctele sunt instincte și... Va exista întotdeauna chemarea asta, adică cu cât... Ajung, nu, dar în general, să știi că probabil încă n-ai consumat lucrurile care trebuie consumate, știi? Am consumat o grămadă de lucruri. Da, da, nu la nivelul tău, știi? Ai în ciuda aparențelor foarte mult, încape foarte mult acolo. Mai am de consumat. Nu vi s-a întâmplat să nu vedeți, să stați foarte mult în casă, să vă simțiți deprimat, dinc, și să nu știi de ce și să-ți dai seama că e deprimarea fix din motivul ăsta, că n-ai ieșit afară, că n-ai văzut cerul, că n-ai văzut un copac? Mă pot refugia foarte ușor într-o carte sau într-un film. Adică reușesc să mă duc cu minte. Hai să urc munte. Nu-ți vine ideea. Sunt deprimat. Hai să urc munte. Și să mă mișc. Adică eu trebuie să ies zilnic din casă. Dacă a trecut ziua și n-am ieșit din casă și n-am simțit aerul de afară și nu am văzut un pom sau puțin din cer, n-ai geam, mă îngrijorează. N-ai geam, n-ai geam. Dar nu e același lucru, că poți să ieși pe terasă. Să... Ridică-i terasă, frate. Nu, trebuie să fiu afară. Trebuie să ies afară, să mă mișc în climat. Trebuie să fiu afară. Afară din cutie. Cutie între ghilimele. Și asta e ceva din totdeauna? E ceva sau ce mi s-a accentuat în ultimii ani. Da, era, dacă să răspund eu, da, era dintotdeauna. Eu de când o cunosc m-a chinuit pe niște munți, pe niște poteci, pe niște astea. Și de câte ori mergeam cu ea pe acești munți, pe aceste poteci, Delia strângea gunoaie. Adică la propriu găsea gunoaie și le strângea și le într-o pungă și le ducea la prima, nu știu, așezare. Probabil prima sau activistă de mediu autentică din România. Da, nu știu, adică asta era. Și eu eram gen, de ce strângem gunoaie? Adică cât o să strângem gunoaie? Da. Și zicea, trebuie să le luăm toate astea, trebuie să le luăm astea. Nu, e păcat să nu iei chestia aia care era în drum, că și-a aruncat unul sticla de cola, adică, total de acord. Știi? Da, da, e frumos, dar să putrezească acolo în 400 de ani. Când poți să... Cumva mi s-au accentuat, probabil, nu știu, cred că cumva mi-e dor să copilărez, mi-e dor să mă joc, mi-e dor de chestia asta și mi-am găsit refugiu în treaba asta cu cățăratul pe munți, plimbatul, mi se pare că sunt în, mă transpune într-un, nu știu, îmi dă bucurie și îmi dă bucuria aia pe care o aveam când eram mică, pe care nu o regăsesc în foarte multe lucruri azi. Acolo simt că am bucuria aia pe care o aveam când eram mică, când, nu știu, descopeream nu știu ce sau, știi? Da, e unul din puține lucruri care încă n-au fost pervertite. Da. Și e amazing. Știi, bucuria unui loc nou. Bucuria unei... Că nu te mai bucuri azi. La ce te bucuri cu adevărat? Am zis, bine, hai câteva. La ce te bucuri cu adevărat? Bă, la o grămadă de lucruri. Adevărat, la o grămadă, ca un copil. Ca un copil mă bucur. La ce te bucuri ca un copil? Mă bucur...
Păi uite, mă bucur chiar la copil, la al meu. Mă bucur ca un copil la copilul meu. Mă bucur, da, este o chestie pe care am descoperit-o târziu și eu, așa. Mă bucur când fac ceva, când fac un film, când fac ceva, și mă bucur nu numai când văd că a ieșit și a ieșit mișto, mă bucur când îl fac. Eu am niște challenge-uri de genul de care vorbeai tu. Da. Niște lucruri, bă, efectiv simt că merg pe acea bârnă pe care ziceai tu că mergi, în momentul în care efectiv produc un film și în fiecare minut și secundă simt că s-ar putea să se întâmple ceva și am trecut pe niște hopuri în care zic, bă, acum se oprește, vin ăștia, ne opresc producția și ne trimit acasă și nu putem să-l terminăm și am pierdut toți banii. Adică trec pe niște de-astea de adrenalină fiind efectiv așezat pe pământ, nu în aer, nu într-un pericol de moarte, dar în alt tip de pericol extraordinar. Da, dar lucrurile pentru mine la capitolul ăsta sunt diferite, adică una te consumă într-un fel, iar cealaltă te consumă fizic, că urci, da, fizic nu, dar adrenalină, recompensa aia, nu știu. Și probabil știi? Că deși ai făcut foarte multe lucruri, nu cred că ai făcut atât de multe lucruri pe domeniul tău cât a făcut Delia în munți? Nu, în anii de muzică. De, a, nu. Și atunci n-am ajuns la acest vârf. Ar fi foarte ciudat să mai aibă adrenalina acum în contextul în care... Este că ar fi foarte ciudat? Da, adică deja, nu știu, înțeleg perfect. Înțeleg asta mi se întâmplă și mie pe scenă. Am în funcție de grandoarea evenimentului. Dacă evenimentul e mare, da, e ceva în joc. O situație în care n-ai mai fost efectiv, exact. Dar sunt foarte puține situații în care să nu fi fost și să nu ai deja un traseu interior bătătorit. Nu și m-am gândit la asta, da. Într-o siguranță. Eu întotdeauna am un excelent să mai fac asta și să mă duc mai departe și să nu știu ce. Am descoperit asta pe scenă cu numărul de spectacole. Până la început eram efectiv... Era un gol în stomac înainte să intru în scenă, care pur și simplu simțeam așa cum nu mai am respirație. Și după ce am jucat sute mii de spectacole adunate toate așa, acum, băi, mă duc, am venit la podcastul ăsta, acum mă duc mâine mega, așa de relaxat reușesc să intru, nu mai am nicio treabă. Evident că ești concentrat, îți faci treaba, știi ce ai de făcut, dar nu simt că e ceva. Așa am fost și eu cu interviul, pentru că sunt timid, am avut niște emoții inumane la primele interviuri. Deci am fost terminat și acum efectiv mă duc în orice emisiune cu oricine și stau acolo și vorbesc cu ăla calm și râdem și mai glumim și nu știu ce. Și din calm îmi vin și replici mai bune și nu știu ce. Normal. Eram prima, eram terminat efectiv. Emoțiile îți paralizează. Terminat am fost, deci terminat. La primul meu interviu ever, am fost și în direct la Observator. Deci la Observator, care mi-mi spărea așa totuși o prestanță, n-am fost la, nu știu, la Observator, la ora 16 era în direct. Spuneți. Da. Ce se întâmplă? Se întâmplă la niște lucruri. Călduț? Uh-huh. Și acum o să apară bulina roșie pentru cei care mai rămas la podcast după 3 ore. Dacă sunteți aici, ăștia vor fi adevărat premiați. Noi, da. Da. Aici cum dăm drona. La final e. Acum trebuie să mă strig. Deci vă bucurați-vă de viață și plimbați-vă cât aveți timp și cât puteți. Asta este sfatul meu, așa. Da, plimbați-vă. Simplu, natural. Dacă puteți. Faceți ce? Ce vă face asta plăcere, e mare, dar dacă știi, e păcat să nu știi că ți-ar fi făcut plăcere să e fabuloasă asta. Combinația dintre voi, omul pragmatic absolut și ființa spirituală, știi, și ea, bucurați-vă de viață, faceți ce vă face plăcere. Așa, contrastul ăla. Da, poate și munciți un pic. E yin și yang în fața noastră, adică îi vedem personificați. Să știi că da, se și completează, dar nu, mi se pare că nu sunt atât de în antiteză pe cât zici tu, yin și yang. Nu. Antiteză, se nu. Se completează, da, dar nu sunt. Au evident foarte multe lucruri în comun, dar antiteză în esență, știi, în felul în care văd lucrurile, adică cineva vede complet matematic, pragmatic și a creat un întreg sistem de viață așa și altcineva vede complet spiritual, știi, și treaba asta e... Îmi place, de acord, mai spuneți, de acord, îmi place, da. Profilul psihologic. Adică uite-te, în primul rând, uite-te la asta, uite-te la cum se îmbracă. De la asta vezi că e, adică la asta e semănare. Eu am văzut asta, știi? Da, mă, că asta poate să fie tricky. Alb-negru. Adică... De ce e tricky? Poate să fie tricky, că pentru că locuind în aceeași casă, fiind împreună de atâta timp, se seama că ne... Se mai fură stilul de la unul la altul? Bineînțeles! Da, nu, tot v-ați dus cumva în aceeași direcție. Cum ar fi fost să vină în cămașă și cum, nu știu, într-o cămașă și într-o vestuță. Și eu așa. N-are cum, că trăim la fel, simțim la fel, știi? Da. Dar, da. Tu știi ce zic, nu normal că... Da, el în afară de prezentarea grafică, există de fapt acest flux continuu, el nu sunt lucruri separate. Despre asta e vorba de fapt în teoria yin și yang-ului, că e un flux și ele se îmbină, adică de asta se
se ajută una pe alta. De asta stilul ăsta vestimentar e împrumutat într-o pasă a energiilor, știi? Adică, bine, trece, pleacă. Și el împrumută, împrumută mine, probabil nu perspectiva lui pragmatică, se împrumută, n-are cum să fie solo, nu poate el să gândească pragmatic și ea 100% spiritual. Evident că în direcția aia, totuși, are Bitcoin, nu? Sau Ethereum. Are. Adică tot da, are și ea. Are niște treburi. Nu știe exact ce are, dar are. Are și un pic de Bitcoin, că i-a zis el acum. Dar nu-s complet spiritual și atât, adică am și eu... Partea ta pragmatică. Da. Da, zi. O ia avea. Zi. Da, e un mix. Ai obosit... Au obosit, nu e obișnuit cu nu e obișnuit, dar că eu l-am studiat, eu am vorbit cu el asta, și asta e ultimul lucru pe care îl spunem, că după aia la un dat trebuie să închidem, da? Eu am vorbit cu el și zice, cam cât durează, zice, o oră, zice Răzvan, zic, bă, fiind amândoi, într-o oră să fie greu de, știi, amândoi da, să vorbim, zic, poate o oră jumate, două, zic eu, o oră jumate, două. Ha, e mult, dar ce să facem? Dar și pe aia m-am uitat la podcasturile lui la care a fost el. Și eram mult mai la bine și toate au fost două ore, toate. M-am uitat, am zis, bă, cred că ai făcut și tu de două ore. M-am uitat, nu, două ore, o oră acolo. N-are cum, și... că nu e obișnuit, n-are cum să reziste. Nimeni n-ar avea de ce să reziste și cum să... Dar imaginează-ți cum e la filmări. Imaginează-ți cum e la filmări, dacă aici am stat, cât am stat aici? Nu e mediul meu. La cât am venit? Trei ore sunt. Trei ore. Imaginează-ți 12 în care trebuie să fii... Eu zic că 3 ore și un sfert acum. 3 ore și un sfert. Da, am început la 8 fix. La 8 fix m-am uitat la ceas, 8 fix. În ceea ce fac pot să stau concentrat, dar așa la o... Și mi-a mai și zis, mi-a zis, ok, fii atent, facem o oră jumate, dar așa că eu la 10 fix trebuie să fiu acasă, că am un masaj programat, un masaj și eu și Delia și te rog. Și atunci ai văzut că am fost regulamentar la fără 20, cât știam exact cât îmi trebuie să vă duc acasă, am zis, bă, e fără 20, nu, 3 ore și un sfert. 3 ore și un sfert, boss. Suntem și în premieră în formula asta. Da, premieră. Eu nu știu, nu-mi place să ne expunem și nici nu-mi place să ne expunem cumva așa ca fiind cuplu. Dar nu, a simțit că n-a fost așa. Da, nu. Adică n-a fost. Plus că suntem între prieteni, dar oamenii care se uită și care ne percep pentru prima dată și ne văd împreună și văd interacțiune, or să tragă concluzii foarte rapid și o să sară, dar credeam că e mai așa sau poate credeam. Ia-l pupă mai des. Nu știi că oamenii că sunt oameni, nu înțeleg. Că ea l-a pupat acolo și cu mâna tot ea. Cum ești tu, el e mai rece. Sau, și nici invers, nu vii să bravi. Nici n-ai avea cum. Adică... Încerci să pari cuplu romantic. Atâta vreme cât e o cameră care e pornită, e extrem de complicat să... Da. Să pozezi... Tu îi tarezi că avem capacitate de producție. Că două. Sunt trei. Trei. Patru. 3, 4, da. Că avem și noi și voi și general și da, e groasă. Și mie și lui Codin a fost greu la început în formula noastră de cuplu, dar până la urmă am reușit. Când intră? Când intră pe... Cred repede. Că la început de ianuarie acum. Okay. Noi suntem din două săptămâni miercuri. Pentru să că ne numim la mijloc. Începe anul bine. Vă dorim... Ne numim la mijloc și când e la mijloc de săptămână, e miercuri. Ok. Deci, la mulți ani, Casă de Piatră. Doamne ajută.